Salutare gameri și gamerițe, dar să fim sinceri, gameri. Cu noi înșine în primul rând. Începem săptămâna cu un salut către toți jucătorii, joacerii, joacerele, jocherii și jocnauții care apreciază jocurile video și nu vorbesc despre ele în necunoștință de cauză. Oameni care au făcut high score la Captain Claw și bagă pila aia la pinball tot timpul unde trebuie. Oameni care nimeresc gaura, vrei să zici, nu? Oameni care nimeresc gaura, vrăjitori de pinball, noroc. De ce le spunea, mulțumesc, de ce le se spunea vrăjitori? Ai idee? Habar n-am. De ce există o melodie rock din perioada aia despre vrăjitori de pinball? Dacă ar fi să ghicesc, din moment ce nu e nicio legătură între pinball și Wizards, cred că The Who a început. Ai crede că The Who a popularizat? Da, da. M-aș bănui că The Who a preluat termenul din cultura populară. Hai să vedem. Dacă era un termen, cu siguranță era mai activ în Marea Britanie. The Who a popularizat peste tot termenul în cazul ăsta. Ba, uite, he's deaf, dumb and blind. He plays by sense of smell. Yikes, that's a yikes. Serios, The Who? Ești de adevăratele azi. Da, aparent singura referință la Pinball Wizard este un articol despre melodia de la The Who. There you go. The Who? The Whom. The Doctor, what now? Doctor Whom to you. Așa veneau la concerte, intrau într-o cabină de poliție și apăreau. Și era efectiv un beat extins de Abbott and Costello. The Who? The Who? The Who? Totul, absolut totul, până la final. The Who's on first. Ei primi în concert, în ordinea setlist-ului, The Who's on first. Ok, the what? Da. Îmi dă de capul. Why would you call your band that? Jesus Christ. Am nu locul cântau bine. Vrei să-ți zic argumentul ăla pe care ți-l dă lumea când vrea să părăt inteligentă? Da. Vorbești despre ei, nu? No such thing as bad publicity, Edgar. Dacă nu te interesează, de ce vorbești despre subiectul ăsta? Da, poate nu le cumpăr albumele, doar mă enervează numele. Nu contează, Edgar, vorbești despre ei, Edgar, propagi brand-ul, Edgar. Propag brand-ul, da, am înțeles, ok. De ce pula mea? De câpul mâz. Paul and the câpul mâz. Yes, și suntem ca o trupă de aia, dar suntem și detectivi în timpul liber. Ah, evident, da. Da. Păi, la fel ca Five Gang. Five Gang și tunelul din Bucegi. E o constantă de aia universului, cum e gravitația, când masa crește un anumit nivel, așa și o trupă, dacă e destul de popular, devine și super sleuth. Exact. Sau a sleuth band. Și au o dubiță, automat crește din pământ, apare realitate. Eu pe Five Gang i-am reimaginat ca un fel de cireșari contemporani. Da. Care să zicem că ar fi, dar nu neapărat rezolvă misterul, vreau, care ar fi. Că, na, cireșarii nu rezolvau misterii, erau, explorau chestii și nu erau într-un forensic science. Aventuri. Și din asta, aventuri mai mult, da, exact. Aventuri, da. O trupă de la noi care ar fi bună într-un design, efectiv, Josie and the Pussycats, Mystery Machine, rezolvat, da. Uh-huh. Rezolvat infracțiuni cu forensic și cu din asta. Cine ar fi? Singura. Altar? Oh, Doamne, acum te zici. Da, solistul e animalul. Da. Solistul e cățelul. Da. Deci Five Gang nu, Five Gang pe filele lor cu cireșarii. Eu vreau pe cineva care să fie. Nu, Coyote, la ce trupă e? La ce trupă e? La trupă, așa, trupă e și Coyote. Și Coyote e un coyot sălbatic. Ok, deci Coyotul și Trooper rezolvă infracțiuni, dar toate infracțiunile îs politicienii, elita care vor să țină poporul oprimat și Coyotul ține vloguri despre chestia asta. Nu, și educația. Educația e de fapt soluția. Și cultura oamenilor, că de ce sunt oameni atât de proști și tot timpul zice chestii clasiste și vag rasiste. How is he typing? He's just a mad dog. Coyotul cu speech to text. Ruby ruby. Da. Arbor really is the fault. Society has reached a point where we cannot ignore the fact that people drop fuck. Coyotule, taci-mi pula mea. Și după aia merg în concert și își pune chitara de bruș și vezi că întâi cu lăbuțele. Tot timpul în deschidere, la o altă formație mai cunoscută. Da, dar tot are timpul. ochi și dinți de om. Pentru că atunci când cânti în deschidere la mai multe formații, te duce prin mai multe sate din localități periurbane, de pe lângă marile orașe, unde poți să rezolvi infracțiunile. Da.
Trooper și Coyotul la Băicoi. Coyotul și misterul dispariției din Zărnești. Trebuie, da, și trebuie să aibă numele ăsta împreună cu localitatea. Dispariția din Zărnești, crima din... Buclucul din Băicoi. Da. Exact. Și sunt toate așa cu art, cu card de titlu, cu o ilustrație și this is a show. Suspiciunea de la suplacul de barcău. Da. Se lau mai mult să te gândești la suspiciune, nu? Mai mult la suspiciune decât suplacul de barcău l-aveam deja în cap. Minunat. Asta este. Și le dau jos masca de fiecare dată, dar masca e doar o mustață. Nu e pe toată față. Pip, și o scot și după aia, acum știu cine ești. Și tot timpul e primarul. Tot timpul e primarul. Gândiți-vă, oameni buni. Da, spune ceva despre clasa politică și societate. Rubi, rubi, rubi. Nu e coi, coi, coiotu. Coi, coi, coiotu. Trooper și coiotu. Repede. Trupidu. Oh, boy. Asta se întâmplă când te numești după o melodie la Iron Maiden, ok? Deci... Ești blestemat pe vecie să fii în umbra Iron Maiden. Doamne. Da, Paul, asta a fost săptămâna asta, dar o să fie un episod lunguieț. Va fi un episod, da. Un pic așa bombat la poli și știi tu, cum nu e pământul, că de fapt da, bombat la pol și turtit la ecuator. Exact. Imaginează-ți-l acum, e like un ou. Dar e un ou greșit. Da, da. Sigur nu e un ou întors pe parte? Nu. Băi, știi ceva? Vreau să-mi spui tu, Paul, așa când nu ne gândim la seriale românești de mare succes. Ce te joci? Bun, în primul rând, săptămâna trecută, m-am jucat Rondo of Blood. Okay. Nu Rondo of Blood, scuze. M-am jucat Castlevania Dracula X, care este așa. Un remake parțial al lui Rondo of Blood. L-am jucat integral pe stream, l-am terminat, am trișat, nu vreau să mă laud, l-am jucat cu save states, am pe final început să fac save scumming, efectiv. N-ai trișat, Paul, n-ai trișat. O să zic imediat părerile mele despre jocurile astea cum sunt ele structurate. Așa, în principiu, după Super Castlevania 4 de pe SNES, a apărut ăsta, Rondo of Blood, care era pe o platformă dubioasă de TurboGrafx, PC Engine, SuperGrafx, care era un device care avea și CD. Drept pentru care Rondo of Blood era un joc care ocupa mult și avea voice acting și cutscene-uri și chestii de genul ăsta. Trebuie să ocupe spațiul ăla cumva de pe CD. Nu am reușit să găsesc prin casă CD-ul și să găsesc consola prin casă. E în canapea. Toate erau în canapea. Între timp le-am găsit și o să mă joc pe stream următor. Dacă vreți să vedeți VOD-ul, este pe canalul nostru de YouTube, la Beciul cu Backlog. Găsiți acolo Dracula X, o să joc și Rondo of Blood mâine pe stream. Da. Dar am jucat remake-ul pentru SNES, care e mult mai... N-are cutscene-uri, nu are voice acting și chestii de genul ăsta, dar în principiu e aceeași poveste. Și în această poveste ești Richter Belmont, pe care Richter îl știți dacă ați jucat Symphony of the Night, este ăla din intro care merge la Dracula și zice să-l... Îl invită la festival. Și are discuția de sub gâtul cu... la Dracula. Exact, de sub gâtul la Dracula. Okay. Și îi discursul ăla cu What is a man, a miserable pile of secrets și chestiile alea. The good star. Îi prequelul. Deci jocul în cronologie este jocul de dinaintea lui Symphony of the Night. Da, dar anyway, Richter Belmont deja nu mai arată ca niciun fel de vânător de vampiri cu european sau așa. Are bandana aia de Karate Kid, are față de Animu Boy și are o prietenă care e Animu Girl și o grămadă din astea. Oh boy, Belmont. Am elucidat și misterul, by the way, cu Hepburn până la urmă, că da, într-adevăr, e vorba că cum japoneza este bazată pe silabe și pe sunete, nu pe litere în ordine. Da. La chestiile astea care sunt împrumutate din altă limbă,
japanglezisme, dacă vrei. Da. Nu fac un cuvânt japonez, nu traduc în japoneză Bloodborne, doar aproximează pronunția cu silabe japoneze și le este Buradubon. Și de aia sună ca un englez făcând mișto de accentul japonezilor, toată chestia asta. Pentru că ei gândesc în engleză proprietate intelectuală și... Da. Da. Primul tău boss a fost... A fost Keruberosu. Ador numele ăla. Nu am apucat să ne batem cu el, Edgar, dar aparent dacă luam una dintre rutele alternative, mi-ar fi putut cu Minotaurusu. Minotaurusu. Ne-am bătut cu Desu, cu Dracuru. Nu te-ai bătut, te-ai bătut cu Desu? Nu, ba, era Desu, era un craniu ăla din penultimul nivel, din Clock Tower. Era Desu, cică? Nu, craniul ăla din penultimul, nu, ăla era prietena ta, puteai să te întorci acolo să te bați cu Death. Ah, ok, deci dacă luam altă rută. Bun, așa. Da. Jocul ăsta este un Castlevania clasic. Când zic clasic, mă refer la 1, 2 și 3. Nu, da. La 1, 2 și 3, nu la 4. Pentru că Castlevania 4, tot pe SNES, avea o chestie cu biciu. Puteai să dai cu el în 8 puncte, cu D-pad-ul, și da, să te agăți de chestii și să faci platforming din anumite grappling points și era o mecanică destul de centrală gameplay-ului, plus că era mai permisiv în combat. Aici dai doar în față, ca în Castlevania 1, 2 și 3, și ai la fel, ai itemul cu sub-weapon-ul pe care îl folosești cu inimile alea pe care le găsești, care nu-s viață, ci mana. Și mai... The most confusing shit ever. Da, I know. That's not proper video game language. No, it's not. Și mai are, pe lângă asta, the item crash ability. Poți să consumi, mai știu, câte 10-20 de inimi din câte aduni și să faci un super ultimate attack în funcție de ce armă ai ca sub-weapon. Dai cu overdrive-ul. Da. Cred că asta e cam singura mecanică în plus pe care o are Rondo of Blood / Dracula X pe lângă cele vechi. Da. Plus chestia asta că anumite niveluri, dacă le termini într-un anumit fel, intri pe o rută alternativă care alterează în mică măsură și povestea, such as it is. De exemplu, când am picat de undeva și în loc să mor, m-a dat în nivelul 4 prim. Sunt sigur că dacă aveai manualul sau l-ai avut, manual chestia asta? Adică doar că sunt rute alternative, nu știu exact care. Okay. Și aici vreau să ajung. Pentru că jocul este unul scurt, l-am terminat cu saves coming și cu din asta l-am terminat în 3 ore jumătate. Îi gândit să fie trial and error, să-ți fie greu să înveți să stăpânești nivelurile prin care te plimbi și la un moment dat să treci prin ele foarte ușor, că știi exact enemy placements și tot și ai muscle memory și devii bun la joc. Așa erau toate jocurile făcute pe vremea aia, erau scurte ca content, dar încercau cumva să te facă să le joci mai mult timp. Unele prin dificultate absurdă de grea, alții prin trebuie să înveți pattern-ul acestui inamic ca să... Da, eu n-am timp și n-am chef să învăț pattern-ul inamicilor la Castlevania. Altele în 300 de ore de grinding, cum e Final Fantasy. Exact, da, ăla e the Dragon Quest School of Design. Și de-aia e gândită, asta cu rutele alternative chiar îi dă replay value pe lângă toată chestia. Adică chiar vreau să văd ce se întâmplă pe lângă. Nu vreau să actual moară, content. Da. Nu vreau să moară Richter's 17-year-old girlfriend sau cât dracu de ani avea. Like, nu, el avea 19 și avea 14, ceva de genul ăsta. Ah, nu, stai că da, e ok. Era weird. Nu era 14, era 16, ceva, 15. Anyway, el major și ea minoră. Diferență mică de ani între ei, dar el major și ea minoră, foarte important. E ok, adică legal și ilegal, e ok. Da, dar știi, niciodată nu trebuie să fii ăla care știe prea multe despre vârstele de consens, indiferent dacă ai dreptate sau nu. Am avut o dezbatere odată cu un avocat, Jesus Christ, it's not like that, ok, I'm shutting up now. Nu vrei să fii ăla care zice, știi că de fapt vârsta consensului în România este 15 ani, atâta timp cât nu ești niciun fel de poziție de autoritate față de persoana respectivă? Dacă nu ești profesor, tutor sau așa, este 15 ani, ba da, Edgar. Fals. Era la un moment dat. Doar dacă e o diferență de 2-3 ani, maxim 4 sau ceva de genul ăsta, e o fereastră acolo, dar dacă ea are 15 ani și tu ai 30, it's still illegal. Fuck. E bine că nu știam chestia asta. E bine că am greșit. Dacă știam asta, înseamnă că am cercetat. Dacă am cercetat, înseamnă că am cercetat fuck! Să fac un motiv. Deci, fuck! Edgar, ceva să ne spun. Anyway, da. Nimeni nu câștigă din discuția asta. Oh, nu. Richter câștig. Da. Așa. Și da, e un joc Castlevania. E un joc Castlevania clasic, cum am zis. Deci cine nu... mă contrazice în comentarii, el e ăla, acum. Cred că ăsta e printre ultimele jocuri clasice Castlevania, pentru că cred că punctul unde se rupe
unde îs la fel, îs la fel ca gameplay, cu mici îmbunătățiri și mici adăugiri pe aici pe acolo, până la Symphony of the Night, care e foarte aproape. Deci după ăsta, după Rondo of Blood, a mai fost Dracula X, care e remake, a mai fost Castlevania Bloodlines sau Legends, ceva de genul ăsta, și după aceea e direct Symphony of the Night, 97. Care și este acolo deja e complet altceva, e numai... Bine, cu toți îl știm pe ăla, începând de la Symphony of the Night, când te gândești la Castlevania, te gândești Symphony of the Night, nu ce era înainte, care erau niște platformere destul de lineare, cu câteva deviații. Sunt toate NES, știi? În, și pe alte platforme, dar din generația aia, NES, orice platformă din vremea aia, se simte foarte greu când sari, câteodată te enervează că parcă e neresponsiv, nu-s fluid de animații, ai foarte puține frame-uri de animație, Symphony of the Night deja, Alucard e foarte fluid animat și îți poți da seama unde se termină hitbox-ul, când trebuie să sari, e mult mai ok. E altă viață, o să vezi. O să văd chiar pe stream săptămâna viitoare, man. Yes! Dar nu asta m-am jucat toată săptămâna. Așa cocoat, te-ai jucat tu toată săptămâna. Nu chiar toată săptămâna, pentru că am început pe stream joi seara și l-am terminat duminică seara. Ce căcat ai jucat tot weekendul? Saints Row 4. Man, e bun. Aș îndrăznesc să spun că este bun. N-am condus nicio mașină în el, decât că m-a obligat jocul. Minți, la început, ai condus câteva. M-a obligat jocul. L-am dat în câteva misiuni, te obligă jocul. În rest, n-am condus nicio mașină. Saints Row 4. De ce n-ai condus? Ai mers pe jos tot jocul? Ești nebun? Am mers și pe jos. Ok. Saints Row 4 începe... Nu începe chiar de unde ne-a lăsat Saints Row 3, despre care am povestit săptămânile trecute. Da. Poate chiar săptămâna trecută? Nu mai știu. Săptămâna trecută, că ai jucat unul după altul. Da. Man, da... Începe, am zis că Saints Row 3 te duce la 11, ce ar fi putut să fie GTA te duce la 11 și Saints Row 4 începe de undeva de la 18 și continuă să meargă în sus. Never infinit. Never stops, tot jocul. În prima misiune ești într-un fel de parodie de joc Call of Duty în care te bați cu teroriști care vorbesc în arabă, limba terorismului, într-o bază militară, după care, nu vreau să dau spoilere, faci o chestie pe fundalul căreia cântă I Don't Wanna Miss a Thing de la Aerosmith și după aceea devii președintele Statelor Unite ale Americii. Asta e începutul, misiune. Da, prima misiune. După care se întâmplă încă ceva și iada primești superputeri. Ok, super. Cum super. Vorbești tu despre jocul ăsta, Paul? Vorbesc foarte frumos despre jocul ăsta. Edgar. Da. N-am jucat Marvel's The Avengers, dar dacă Marvel's The Avengers ar fi vrut să fie ce trebuie, ar fi fost Saints Row 4. Corect. Ăsta este, hai să zicem, nu-i cel mai bun joc cu supereroi pe care l-am jucat vreodată, este în aceeași ligă cu Spider-Man-ul de la Insomniac Games. Și sau eu când am prototype. Jucat... N-am jucat Prototype, dar da, m-am gândit la el în timp ce mă jucam se și fugeam... Se mișcă da, exact. Când fugeam pe clădiri în sus și în jos. Anyway, ideea e că Prototype și Saints Row 4 au mers pentru ca Spider-Man să poată zbura. Spider-Man nu zboară. Just... He glides. Are pânze de ăla așa pe... Da, m-am gândit la... Wow! Ce-mi place Spider-Man-ul ăsta, ce satisfăcător e să te deplasezi în lumea deschisă a lui Spider-Man. Într-o oarecare măsură era și în Batman, dar era în Arkham City era un pic obositor să faci dive bomb-ul ăla, să tot acumulezi viteză. În ăsta doar te lasă să mergi. Și wow, ce fain te miști în Spider-Man. Habar n-aveam că Spider-Man este doar avem Saints Row 4 acasă, pentru că poți să sari foarte sus, funcțional poți să zbori. După ce ții câteva upgrade-uri, aproape efectiv zbori. Fugi pe clădiri, îți iei avânt, sari în aer, faci gliding, te arunci în literally jos. Literally, fugi pe zidul clădirii. Da, exact. După ce deblochezi cu puncte, puterea aia, fugi în sus, vertical, pe clădire. Deci, fugi în sus, vertical, faci un charge, îți iei zborul în aer, orizontal, exact. Și mergi și you glide. Ai the power smash, care dă în jos cu un element pe care îl alegi în prealabil, poți să dai cu foc, cu electricitate, cu explozii, cu bling, poți să dai cu o bilă de energie pe care o foloseam doar cu explozii, pentru că explozia aia se propagă la inamicii din jur, care după aia o dau la inamicii din jur, după aia o dau la inamicii din jur, face reacții în lanț în care tot explodează și tu doar stai și te uiți cum cauzezi distrugerea. Am jucat pe casual difficulty. Cred că se numește dai cu mielul în pământ și le dai la toți mielul AOE.
am jucat pe casual difficulty pentru că efectiv e mult prea distractiv ca să vreau să depun orice fel de efort în el. N-ai fi avut. Eu am jucat pe normal și n-am avut niciun efort, deci e genul de joc. Îți convins că aș fi putut juca și pe normal. 3-ul a avut la început, înainte să iau toate upgrade-urile de la arme, era un pic dificil și pe normal, că da, câteodată te stun locuie în amici și nu-i tot timpul. Da. Man, de ce au făcut Destiny cu Avengers în loc să facă asta? În loc să facă un joc care, la final de tot, spre final, deblochezi puterea, nu mai știu cum se numește, Death from Above, în care levitezi în aer o perioadă și îți alegi ținta și dai cu pumnul în jos. Și dacă dai de suficient de sus, cauzezi o explozie nucleară. Da. Și camera se ridică să vezi ciuperca. Ah, doamne. Băi, lasă, că nici Evolution au încercat să facă ceva online și nu l-a ieșit după asta. Da, Agents of Mayhem, săraci. Deci, da, se întâmplă și la ei acasă. Nu vreau să dau niciun fel de detaliu despre poveste și despre misiunile de story. Vreau numai să spun că Trei era cum era, ăsta e top secret, da, nu da, trebuie să știi nimic. Exact, da. Deci, în primul rând, în trei am zis, aveai misiunile alea care, misiunile principale din poveste erau foarte mișto, foarte bine coregrafiate și foarte bine regizate, cu un pacing, sau un rails, na. Ăsta are, pe lângă asta, are secvențe care te scot complet din experiența normală de open world simulator. Ai misiuni care te duc unde nici nu bănuiești, că ar putea să te ducă o misiune dintr-un joc de genul ăsta. Ai un loc unde un joc GTA n-ar putea niciodată să te ducă. Ar putea, dar nu voi. Ar putea oare? Ar putea să te ducă în misiunea cu Johnny Gat din ăsta? Ah, da, am n-ar înțeles. Putea, da. Deci, pot așa, fără niciun spoiler, some missions have different genres of game. Da, exact. M-am gândit, m-o fărit așa să mă joc Nier? E Nier, e Nier, schimbă genul pe tine. Acum nu te mai joci, te joci un top-down game. Și nu-i deloc la fel de lăudat ca Nier, for some reason. Da, cumva, cred că ăsta e mai mult așa un fel de cult hit. Cred că s-a vândut bine. Dar nu a fost mainstream, n-are star power-ul lui GTA. Deși a fost tot timpul, da, a fost tot timpul acolo pe fundal Saints-ul. Știa lumea de el, îl cumpăra lumea, dar nu a fost atât de vorbit, nu s-a vorbit atât de mult despre el. Vezi, uite, eu știam de el, dar eu știam de el cam cum rămăsese la Saints Row 2. Este celălalt GTA. Da. Cam așa știam. Nu știam deloc, nimic nu m-ar fi pregătit pentru ce este Saints Row 3 și mai ales ce este Saints Row 4. Ai superputerile astea. Efectiv, e atât de distractiv să te joci cu ele, să schimbi. Faci chestii doar pentru că e distractiv să le faci. Nu pentru că zice jocul folosește-ți de X ori puterea asta. Telekinesis. Poți să ridici chestii, să dai cu ele. I cannot. It's just fun to do. Da. Ai activitățile alea secundare, care de data asta sunt și mai opționale ca în penultimul. Poți să le faci, asta e fain, poți să faci misiunile ca să deblochezi toate, toate quest-urile unui anumit companion de pe navă. Și la un moment dat ai The Loyalty Quest pentru companionul respectiv. Așa e și marcat, Loyalty Quest, care îți deblochează practic versiunea de supererou al acelui personaj. Da, să vină cu tine în aventuri. Da, da. A acelui personaj al. Da. We do not dezacorduri. No. Nu te mai minți, Paul. I do not, I try, I strive, not to dezacorduri. Și pe lângă chestia asta, ai, când mergi să vorbești cu ei, acolo pe nava ta spațială, e o navă spațială, don't worry about it. Ok. Când mergi pe nava spațială, ai butonul de talk și butonul de romance. Atât. Deci se cacă în ultimul hal pe Mass Effect și pe chestia aia cu, trebuie neapărat, pe Mass Effect 2 în principal, trebuie neapărat să faci loyalty quest-ul personajului și doar la final trebuie să alegi pe cine iei cu tine în misiunea de la final și dacă alegi greșit, ar putea să pățească ceva, își bate și de chestia, să cacă pe ei. Romance-ul este butonul de romance, îl poți apăsa de câte ori vrei tu și îți dă un cutscene foarte scurt, da. Preferatul meu este, hey Kenzie, wanna fuck? Și zice, ceva în genul că, da, îți fut un pumn și sare pe tine. Exact. Superb. Oh, poți să te fuți cu aproape toți, în afară de vicepreședintele tău, că ești președintele Americii, încă să nu uităm. Da. Vicepreședintele tău este Keith David. Nu Julius din Saints Row 1, care a fost voice de Keith David. Nu, este actorul Keith David în rolul lui Keith David, dar e vicepreședintele tău. Nu, cum îl cheamă din Mass Effect, amiralul? Fac, am uitat cum îl cheamă. Da, Tot Keith David. Hackett? Cred că da. Da. Ăla e tot Keith David. Deci se pișe pe Mass Effect cu actorul Mass Effect. M-am uitat la ce mai făcut Keith David. Câștigau foarte multe premii pentru documentare. Nu era documentare de Ken Burns, dar
are și în jocuri, au apărut în foarte multe jocuri. Ai deschis acum, da. Da. Acum, are multe voice acting roles în jocuri. Ce mai a fost? Mai este Ben King din 2, reapare, era voiced by Michael Clark Duncan și acum e Terry Crews. Pentru că Michael Clark Duncan a murit între timp. Da, da, din păcate. Zi niște voice acting credits de lui Ken Burns, Keith David. David. Pe lângă Mass Effect, în care, într-adevăr, e și the President în Rick and Morty. Of course. Și Flame King în Adventure Time. Of course. Man, a jucat în tot. Desene, jocuri, doesn't matter. In Halo 5, e The Arbiter. Man, there's a lot of things here. A lot of things here. Și Saints Row 4, Little Julius și Keith David. Keith David playing Keith David. Da. Fuck, man. În Pitch Black. Da, au jucat în Pitch Black. Și în The Thing. Și yep. They Live. Da, The Thing și două filme de John Carpenter. Da. Mi-e foarte greu să dau acum scot să mă uit la video games, care au video games în coadă. Sunt multe seriale, le-a jucat și la televiziune mult. Da. E prolific. Ah, da, uite, a fost vocea lui fucking Goliath în Gargoyles. Așa, da. Multe desene animate, foarte multe. Mm-hmm. Deci, și aici se joacă pe sine și se pișe pe Mass Effect. Da, deci e superb. Satira e un pic mai thoughtful în ăsta. Ok, da. Zic mai puțin hose, nu mai au un mod co-op numit The Horde Mode. Bă, da. Un pic de tot tone down. Și-am râs la numele ăla când eram tineri. Da, de acord, erau alte vremuri. De acord că erau alte vremuri. Da, na, e un pic mai aware de chestia asta. A jucat și în Platoon chestia. Da. Working actor. Yep. Man, Saints Row 4 este fenomenal. Mi-a plăcut fiecare secundă din el. Folosirea track-urilor licențiate e on point de câte ori se întâmplă. Se întâmplă cel mai mult din toată seria. Adică da. 3 sau 4 ori se întâmplă. Ca ai foarte multe set pieces în campania single player. Și sunt foarte bune toate și te simți foarte puternic în fiecare secundă din joc. Nu-i frustrant. Este... Știi ce mă deranjează în schimb? Că pe lângă faptul că am jucat 3-ul remastered înainte de 4 și e mai bun grafic 3-ul remastered decât ăsta din mai multe puncte de vedere, dar mă deranjează un pic că în simulare am... spoiler. Ești într-o simulare, nu-i spoiler, se întâmplă la începutul jocului. Ai puteri că ești într-o simulare, dar știi că ești într-o simulare, nu-i niciun grand reveal. În simulare, fiind chestia aia, se întâmplă chestia aia, constant, cu pământul, e tot timpul întuneric, e tot timpul noapte și tot timpul cerul e acoperit de un gri verde albăstrui. Ceea ce nu mi-a prea plăcut pentru că e păcat. Că Steelport-ul e același Steelport, același oraș din 3. Da. Se vede mai bine la mai multe ore din zi. Nu ai apus răsărit nimica. E foarte luminat totul, adică nu e beznă. Da. Nu e întuneric, dar doar că e... coloarea, filtrul ăla e constant. Vezi că deschizi toate filtrele la finalul jocului. După ce termini, dispare efectul ăla oricum și știu că deblochezi. Dar e abia la finalul, deja l-am făcut aproape 100%. Care, by the way, se poate face 100% în, like, 20 de ore, ceva de genul ăsta. Foarte ușor de făcut și e plăcut de făcut. Exact. Dacă îl luați, și vă recomand să-l luați, pentru că este absolut incredibil, există o versiune complet pe Steam, a fost, cred că e 20 de euro, nu e re-elected, ăla e remasterul pentru, e Game of the Century, cred Game of the Century Edition, re-elected pentru console, remasterul pentru PS4 și Xbox One. Man, Saints Row, mi-a mai rămas din el să joc doar DLC-urile și Get Out of Hell. O să le joc cândva în perioada următoare. Poate fac... Când mai vorbesc despre ele, vorbesc despre toate la pachet. Da. Na. Tu ai jucat Get Out of Hell-ul? Foarte puțin. E standalone. E standalone. Am jucat un pic începutul să văd what it's about și l-am lăsat, dar nu că nu mi-a plăcut. Mm-hmm. Poate, cred că l-am jucat imediat după 4 și vreau o pauză de la Saints Row. Da. Ideea e că nu o să joc în perioada imediat următoare. Acum o să joc de urgență Risen, pentru că trebuie să facem showdown, eu și Edgar. E doar în capul de urgența, Paul. Este urgență, pentru că Edgar tot insistă să spună că dacă ai Risen, nu mai are sens să joci Gothic, e aceeași poveste, e același joc. Decât și dacă interes academic. Nu vorbim de interes academic, vorbim de declarația cu e același joc, sunt același personaj, aceleași arhetipuri, aceleași structură. Da. Și asta vreau eu să challenge-ui.
Ok, baftă să te urci pe acest monolit lucios fără niciun fel de suprafață de prins. O să te distrug cu fapte și logică. Okay. O să avem dezbatere, o să fim YouTube Debate Bros de acum încolo și... Fac artwork-ul, îl pregătesc. Yes! Și după aia eu iar am ceva de lucru și nu o să pot să fiu la podcast sau la ceva și faci degeaba artwork ca atunci acum. Nu contează, păstrez pentru când va fi. Da. Căci va fi. E genul deci o să joc Risen în perioada mea următoare și da. Niște Castlevania-uri. O parte pe nice. Stream, Risen nu joc pe stream. Vreau să mă țin neinfluențat de... Ah, fair enough. Da. Plus că ai jucat deja Risen pe stream. Am jucat, da. Păi ai fi jucat aceeași parte, nu mai da, conta. Exact, da, bine, e bine. Ok. Da. O să... În rest, da, o să vie. O să vină în perioada următoare Castlevania-uri și o să vină niște Risen și niște DLC-uri de... Știi cum zici la Gothic, nu? Avem Risen acasă. Spicy! Ce te-ai jucat, Edgar? Risen 2. A, iată. După stream-ul meu de joi seară, nu, vineri seară, în care Paul s-a activat, i s-a făcut o cheia ca în anime... cu lens flare. M-am făcut Super Saiyan. Da, și a țipat 20 de minute. Am scos bancaiul. I s-a făcut sabia blondă. Nu știu ce se întâmplă. I don't read anime. Nu mă ia de să ne chinezești. Da. Și eu atunci pe stream la final, de față toată lumea, am șters jocul. Crezând că Paul se liniștește. Uite, Paul, uite, how little it means to me. L-am șters. În momentul în care tu-l ștergeai, eu-l instalam. Biții se duceau de la tine de pe PC de la mine. Vedea acolo. Asta sunt când dezinstalezi un joc, el se mută la PC-ul al cuiva. Exact. Și Gabe Newell trebuia să zică, acum, move it to Timișoara, ok, root it to here, ok, da. Eu, în schimb, am... Pentru că mi-a făcut poftă Risen 1, not gonna lie, mi-a făcut poftă Risen. Prăși terminat Risen 1, nu? Da, l-am terminat. Și am zis să reîncep Risen 2, căci am jucat din el mai de mult, dar nu l-am terminat niciodată. Acum sunt... Risen 2 era cu pirații și cu buba? Da, okay. Nowhere near the end acum, dar am jucat mult mai mult decât am jucat Risen 2 prima oară. Am trecut de paragul ăla și cred că am o idee mult mai bună, pentru că deja jocul s-a deschis complet și știu ce structura are. Am mai vorbit de Risen 2? Cred că am vorbit un pic de Risen 2. Basically e un third person RPG de la Piranha Bytes și are cam tot ce te-ai așteptat la un joc Piranha Bytes. Bytes și Piranha, nu? Iată, cele două componente. Și și o bytes și alte chestii. Ce vreau să zic este că știi la ce să te aștepți dacă ai jucat Gothic sau Risen sau Alex și n-ai jucat ăsta până acum, for some reason, nu știu. Este episodul, un... Scuze-mă, episodul 124, Treburi ciudate, sezonul 3, acolo vorbește despre Risen 2. Vai, atât de vechi este Stranger Things Season 3, când dracu apare 4, man? La anul, nu? Ăsta e 124, a apărut în 2019. Probabil la God pandemie, fuck. Nu s-o... Ăsta e la care am făcut eu Choose Your Own Adventure, ca să zic despre ce vorbesc, despre ce... Cu de ce nu poți să vorbești despre jocuri în mod normal, Paul? Mi-aduc aminte faza aia. Risen 2 este un joc cu pirați. Încearcă foarte mult să fie pirați în Caraibe și reușește. Are tot acolo, are mitologie de pirați, are rasism, foarte mult rasism. Go on, mă interesează deja. Cred că am mai vorbit și în episodul ăla, că și ăștia erau prezenți și în partea aia pe care am jucat ultima oară. Dar sunt, este o poveste despre Imperiul, the Old Empire, care trebuie să meargă către lumea nouă, pentru că vechiul Imperiu este distrus de the Fire Titan, pe care l-a eliberat. O critică a colonialismului, sunt sigur. L-a eliberat în Risen 1 pe The Fire Titan și acum trebuie să fugi de pe continentul vechi în continentul nou, și continentul nou este populat. The Fire Titan dormea cumva? Da, tu l-ai trezit? Da, În 1, în Risen 1. This is kind of like going against you, Paul, da, sure. Anyway, a good sport about it. Dacă yeah, I know you're gonna be a good sport. Dacă chiar ți-am zis, eu am în cap o listă cu toate chestiile pe care le aștept. Nu mai da spoiler, de abia aștept dezbaterea. La Gothic ai zis. Da, și da, la ai Gothic. Ai zis Gothic, da. Da. Da, o listă pe care aștept de la Gothic și vreau că tu ai zis că Risen este Gothic. Deci trebuie ca Risen să bifeze toate acele chestii. Bifează tot ce vrei și ce nici nu știai că vrei. Edgar. Ok. Deci, Risen 2 e bun. Risen 2 e janky. Risen 2 are o poveste infectă. Ca orice joc Piranha Bytes. I'm sorry, Paul. Poveștile Piranha Bytes sunt bare bones. Și nici nu trebuie să fie mai mult. Sunt foarte
clișeice, e foarte, clișeice, da, exact. Da. E... Pentru că este partea, punctele forte la, Piana, la jocurile Piana Bytes, care țin morții să facă același joc over and over again, este interactivitatea cu povestea respectivă. Narativa, practic, narațiunea. Da. Aia, ale, mă rog, structură, modul în, care, modul în care te pune să treci prin poveste. Exact. Pentru că tot timpul este, you gotta climb the ladder, the social ladder, în toate jocurile Piana Bytes. Ești un nimeni și ajungi spune cineva. Spune multe despre... cultura germană post cortina de fier. Dar da, cam asta este ideea principală la jocul de Piana Bytes. Și așa faci și în Risen 2, care acum nu mai ești gloriosul erou din Risen 1, ești un pulică, pentru ți-ai că ți-ai schimbat meseria. Ești pirat acum. Ai respecuit. Da. Cred că îți pierzi memoria. Nu, ai devenit pirat. Și trebuie să recâștigi gloria pe care ai avut-o în 1. Bine, să o recâștigi, să câștigi o altă glorie ca să ajungi la măreția din 1. Să deci fie asta niște faci... glorie, aia e exact. Important. Până și XP-ul se numește Glory. Nice. Dar ăsta e jocul, ca și narrativă și ceea ce o să faci tu tot restul jocului. În schimb, sistemele de level up au fost foarte streamline-uite pentru asta. Streamline-uite, nu, îmbunătățite, pentru că nu sunt simplificate deloc. Ai abilitățile principale, ca până acum, you know, your intelligence, your dexterity, nu contează cum se numesc, am uitat cum se numesc exact. Adică mai intelligent, ce vrei să insinuezi? Sunt aceleași abilități. How dare you? Numai că-s numite altfel, am dat acum cunning, whatever. Și ai talentele care sunt guvernate. Talentele guvernate de fiecare abilitate, fiecare punct principal guvernează 3 talente și acele 3 talente au skill-uri pe care le înveți de la trainer, ca în orice joc Piana Bytes până acum. Deci tu trebuie să dai bani cuiva să te învețe, dar acum ai niște prerequisites de puncte pe care tu trebuie să le bagi cu glory, experiența. Ok? Ok. Nothing out of the ordinary. Interfața e cea mai bună de până acum. Cu fiecare joc nou, Piana Bytes învață să-mi facă interfațe din ce în ce mai bune. Mi-am dat seama că eu, tocmai mi-am dat seama că eu o să îmi calc pe onoare și pe, pe propria mea identitate și o să mă joc Risen înainte să mă joc Gothic 3 și mai ales Arcania Gothic 4. De ce ai vrea să faci chestia asta? Știi că poți să ai un... Hai poți... să nu mai avem discuția asta încă o dată. Nu, nu, că poți să ai un loophole aici. Nu e Gothic 4. Știu, dar Gothic 3 este. Gothic 3 este. Păi eu zic nu, să... La Gothic 4 din curiozitate morbidă vreau să-l joc. Strict. Știu doar că e dezastru și vreau să văd exact în ce fel. E ceva. Au încercat ceva cu cineva, altcineva decât... Dar iată, pentru că Gothic 4 există, am primit Risa. Pentru că asta a fost și ideea. Piana Bytes erau nefericiți de recensul pe care a avut-o Gothic 4 sau ce urma să fie Gothic 4, de faptul că IP-ul a rămas la cine dacă a rămas, Joe Wood, cred că Joe Wood, așa? Joe Wood, THQ, Deep Silver, unii dintre ăștia europeni. Exact. Și au zis să fuck it, ne facem noi altul care este același, basically, e același IP, numai că zicem Risen. Și mă bucur că în Risen 2 merg în locuri noi. De exemplu, acum ai un sistem de mers cu barca. Te miști de pe insulă pe insulă. Exact, nu sunt activ, dai un click pe hartă și te miști cu barca. Ideea este că acum nu mai ai o insulă. Ai 5 până acum și mai sunt câteva pe care nu le-am descoperit încă. Un arhipelag întreg, ai putea spune. Exact. Totul se întâmplă lângă The Sword Coast. Un nume care e original. No shit, nu te cred că se numește The Sword Coast. Îți dau cuvântul meu de doamne că se numește The Sword Coast. Jesus Christ. Pentru neinițiați este cea mai celebră regiune din Forgotten Realms, care este unul din settingurile de D&D, pentru că acolo are loc Baldur's Gate 1 și 2, Neverwinter Nights. Nu, îmi pare rău, acolo are loc Risen 2. Da. The Chad, Risen 2. Vorbeam la început de rasism și rasismul există, pentru că populația indigenă sunt niște oameni de culoare unga închise bunga la piele. Nu glumesc, e unga bunga. Ok, unga bunga. Au limba lor, care este unga bunga. Oribil. Am fost, mi s-a spus aloha ca și greeting de unii, alții îmi spun altceva în loc de greeting, care nu este deloc pacific. Nu contează, înseamnă că este o cultură cosmopolită, este o cultură... Deci, ideea principală este că ești în Caraibe, în fake Caraibe, ok? Ok. Aloha e ceva ce se întâmplă în partea cealaltă, în celălalt ocean. Dar poți să amesteci mai multe culturi dacă vrei să faci un pastiș din un asta, o pastișă. Da, e foarte sensibil că este totul handled with care și OMG sunt efectiv canibali unga-bunga. Hai să zic, deci
făcând abstracție de Unga Bunga, da. De ce de obicei mă deranjează când lumea așteaptă să fie unul la unul culturile din anumite... Da, nu asta mă așteptam, dar zic. Nu, nu știu. Okay. Am întâlnit asta destul de des. De exemplu, ăștia îți vag inspirați de germani. Așa că mă aștept ca totul din cultura lor să fie efectiv un palette swap de germani și când ceva se întâmplă, zic... Ori zici, dar n-are cum, pentru că germanii n-au făcut asta niciodată, deci ei nu sunt germani, sunt fantasy, whatever. Ori zici, sigur, acest element pe care eu nu-l cunosc va fi acest element din The Holy Roman Empire, pentru că germanii. Aici așa s-au ajuns la chestii de genul Attack on Titan, îți fasciști, pentru că ăla, creatorul la un moment dat, a luat niște... o populație și o pus să poarte banderole colorate pe braț ca să fie identificați în, da, în societate. E o decizie, cu siguranță. E o decizie, da, absolut. Dar știm toți japonezii cât de culturally sensitive sunt cu cultura europeană, că la fel ca noi cu cultura lor, de altfel, Radu Bonu, pune-me. Dar de aici până să zici că este o alegorie directă la fascism și la nazism, nu, e doar un element pe care l-a luat și l-a transpus. Unii sunt blonzi cu ochii albaștri, care e altă chestie nefericită, pentru că japonezii sunt fascinați de oamenii blonzi cu ochii albaștri. Exact, da. Dar se îmbină atât de neplăcut în Attack on Titan, încât poate fi o citire validă că e white supremacist. Păi atunci, scuză-mă, dar Edward și cu Aru din Full Metal Alchemist sunt amândoi arieni, că-s blonzi cu ochii albaștri, menuți. Ai văzut Conquest of Shambhala? Nu, nimeni n-a văzut Conquest of Shambhala. Nu. Nu știi finalul din primul anime, nu? Știu, da, l-am văzut, știu. Se duc am prin văzut poartă. Prima serie. Da, se duc prin poartă la final, da? Trec prin poarta, era o poartă alchimiei pe care nu era de netrecut și au deschis-o la final cu alchimie și mecheră. Și intră în lumea noastră, basically, exact. Unde sunt în imperiu, unde sunt în efectiv în Germania nazistă și ei sunt polonezi acolo. Oh, nu. Și Führerul este șeful armatei din Full Metal Alchemist serialul, pe care cred că îl chema The Führer. Da, chiar era Führer Bradley. Exact. El e Führerul Bradley. The actual Führer în ăsta, uitați-vă la Conquest of Shambhala, e minunat. Dar și whatever. Rasism în rasism, da, 2. Te-am deturnat tare. Este rasism și păi de asta ne jucăm jocuri, nu? Da, gamerii sunt gameri, da. Eu dacă nu văd rasism și nu interacționez cu rasism, vreau așa. Nu mai trăiesc. Vreau rasism, canibali care fac Unga Bunga și femei cu țâțe mari. Acum e dragul hiper. Din păcate, doar una dintre astea trei e prezentă în Saints Row 4, deci pot să-i dau doar un 6 din 10. Nu sunt. Și nu vă spun care. Nu sunt neapărat canibali ăștia din Reason 2. Știu, sunt văzuți ca și canibali și aceea într-un fel este kind of woke, că de fapt ei sunt o civilizație care nu vor să te mănânce. Un pic noble savage. Un pic. Evident, toți practică voodoo. Au un nume pentru tine, pentru străinii albi care vin acolo, îi zic Gringo. Guccio. Nu, Guccio. Și îmi sună cunoscut cuvântul ăsta și nu știu exact de unde vine. El Guccio Marx, nu? E un cuvânt spaniol. Li se pare că toți arătăm la fel ca Groucho Marx, de-aia spun Guccio, și că toți arătăm ca și cum aveam un nas foarte mare și o mustață și ochelari. Nu e Gaucho ăsta, nu e Guccio. Nu știu ce vine, ce înseamnă Guccio. E cuvântul inventat de ei. Sunt foarte multe decizii luate aici, pentru că populația asta, vorbind cu ei, află istoria lor și ei au fost aduși din altă parte. Iată. Precum populația neagră din Caraibe de astăzi. Dar în istoria lor, ei cică cunosc limba celor care i-au adus acolo, engleza în cazul ăsta, sau ce limba alegi tu să vorbi din joc. Și limba comună. Exact. Din acest univers fantasy. Și a trebuit să-și facă propria lor limbă, cu cuvinte noi, ceea ce, you know, kind of... Beltable, nu chiar așa s-a întâmplat, dar sure, whatever. Au depus un efort. Cred că au încercat foarte mult să nu facă nicio afirmație cu privire la lumea reală și au combinat atât de multe chestii încât este absurd să zici că seamănă cu ceva, pentru că unii ei au nume japoneze, unii ei au nume like fake africane. Like, aveai asta și în Gothic. Aveai. Păi da, erau orici. Diego Gomez. Da, și o personaj de umane. Da. Erau mai multe europene, dar găseai și oameni cu nume mai exotice. Basically, dacă vezi neapărat o alegorie, o referință la gotic, populația asta indigenă sunt orici. Că au aceeași structură. Sunt șamanistici, sunt primitivi,
Nu sunt atât de puternici ca orice, dar sunt de să aruncă cu ăsta, cum îi spune, cu suițe. Oh, nu! They throw spears. You can call them. They do. Cineva spune despre ei că sunt spear chuckers, ceea ce este un termen foarte rasist, referitor la africani. Îmi pare rău, Paul. Asta spuneau englezii, nu? Așa ziceau englezii la Zulu și la ce populație se mai întâlnit ei. Da, șeful de trib este un chaka, deci are și referire la cultura africană, dar sunt de peste tot luate chestii. E o salată de populații indigene. Când spui că sunt orci, te referi doar cultural sau te referi ca element de gameplay? Adică ca element de gameplay. Vezi că vorbești cu ei. Orcii nu erau, vorbești puțin cu un orc în unul, parcă. Foarte puțin, deci orcii sunt attack on sight, majoritatea, în unul. Da. Orcii sunt mai sociabili, dacă okay, ții okay, minte. Nu. În unul și doi, în afară okay. de urșac, din primus, da. Absolut toți. Nu, dar ca și portretizare, mă refer, am că înțeles, sunt ca orcii. Înțeles. Sunt șamanistici, sunt tribali, mm-hmm. sunt primitivi, dar sunt... formidable foes, câteodată depinde în ce numere găsești și nu sunt inamici by default, sunt doar câțiva inamici. De obicei sunt NPC-uri, ai profesia ta, jocul te lasă să alegi între două profesii de prestigiu, ai okay. rifles sau voodoo. Și dacă you side with the empire, ai rifles. Tehnologie și magie, am înțeles. Exact, dacă you side with the tribals, ai voodoo. Care e destul de mișto, adică poți să posedezi oameni cu voodoo dolls și chestii genul ăsta, ca și mecanică, ca și portretizare, este incredibil de insensitive și bad și whatever. Okay, okay. Dar, păi, deci jocul ăsta se simte bine. I had fun. Am o aventură în Caraibe cu toată mitologia aia de pirați fake, inventată, modernă, cu zei ai mării, I have to go to the water temple și the air temple și mă bat da, cu gargoyle. Cu the gym leader, da. Mă bat cu gargoyle, cu deep ones, oameni care ies din mare și vin statace. Este un all-you-can-eat buffet de pirate fantasy. Deep ones ăsta care postează citate motivaționale pe Instagram. Da. The hashtag deep ones. Content warning, you know, portretizare destul de îndoielnică a populațiilor înrobite de albi europeni, dar, you know, e distractiv jocul. Pe de o parte foarte problematic, rasist, misogin, sexist, dar pe de altă parte... Toate femeile tribale sunt îmbrăcate foarte sumar cu sideboob și sidebook. Stai numai un pic să vedem exact cât de problematic e jocul ăsta. Risen 2 Chani. Tribal, cum? Risen 2 Chani. Chani, ca în Dune, da? Ok. Uh-huh. Risen 2 Chani, da, foarte problematic ce se întâmplă aici, nu aprob absolut deloc, stai să găsesc rezoluție mai mare, dacă save se poate. Save image ca să o studiez, să internalizez sexismul, să-mi da. Analizez, să fac autocritica singur. Te rog frumos, singur, da? Uite pentru niște mere. Cosplay. Da. Băi, sincer, e atât de în toate părțile cu portretizarea încât... poți lejer să o ignori, îl recomand. Recomand, rezândă. E joc bun. Povestea e absolut bare bones. Dacă ați văzut prima trilogie inițială de Pirații din Caraibe, știți deja ce se întâmplă în jocul ăsta. Dar de jucat se simte la fel de bine ca orice alt joc Piranha Bytes. Devii the badass, simți cum crești în putere, treci prin zone pe care înainte aveai probleme și acum îi bați pe toți. Știi tu, the usual Piranha Bytes experience. În care tu crescut, ești de crescut în putere, Edgar. Da. Bănesc că te-ar surprinde să-ți spun că există și un nude mod pentru Risen 2, la care am ajuns doar căutând. Să nu îmi dai link-ul acum în Discord. Edgar, nici nu m-aș gândi să fac așa ceva. Nu o să mă joc jocul. Pentru că nu este ceva ce aș face și nu este ceva ce aprob moral. Caz în care nu-ți mulțumesc, Paul, hai să trecem mai departe. Recomand Risen 2, kinda, steluță. Dar nu pentru că ai fi jocul prost. Asterisc și obelisc. Exact. Hai vedem cine începe puștașul. Să-l vedem. Episodul anterior s-a numit da. All Vorbe 217 Gamer Nation. Sucipul Edgar mi-a distrus săptămâna cu remarca aia. N-am dat aia. Click în link-ul pe care nu mi l-ai trimis, până că n-am cum, că nu mi l-ai dat. Nu cred că nu ți l-am dat, stai că mă pierd în double negatives. Dacă ți l-aș fi dat undeva, ți l-aș fi dat pe canalul de Discord. Iar eu n-am dat click pe el. Let's move on. Ok, da. Nu ți l-am dat și n-ai dat click pe el, am înțeles. Ok.
Ori vorbe de 217, Gamer Nation. Da. Call of Bear ne zice că LOL a scos chiar după stream-ul lui Paul de Castlevania, Red Letter Media Review la Dracula. Iată, sincronicitate perfectă. Și m-am uitat ca nebunul. Iar Chestoberg spune că a vrut să comenteze asta, dar nu știa dacă ar înțelege cineva referința. Suntem oameni de cultură aici, cum îndăznești. I know, știm de Plinket Reviews. Da. Mai era aici un coment de la Colobert doar despre diverse alternative la Google. Aparent chiar poți folosi DuckDuckGo și destul de util la... ca alternativ pentru Google, ai inclusiv un shortcut care zice că dacă nu găsești ceva util să te ducă automat la Google și că ești cam singuri care nu iau nimic, date care te identifică. Eu sunt foarte comod, rămân la Google pentru moment. Deja îmi știu Google pattern-urile. Da, exact. This point. Google știe tot ce știu despre mine. Nu o să apară o latură nemai cunoscută înainte a personalității mele în următorii 10 ani sau ceva de genul ăsta. Sau, așa o fi, era și start page printre ele. Anyway, și spune că Underrail e făcut de sârbii de la Stygian Software. Ok. Main dev se numește Stig. Deci, între Atom RPG și Underrail era ăla făcut de sârbii, de care îmi aminteam eu că ar fi fost făcut de sârbi. Care-i făcut nu de slavi, though? I mean, sârbii slavi. Practic, care nu-i făcut de slavi, am format eu greșit. Că și Ander și Atom făcut de slavi. Asta e faza. Da. Slavii adoră RPG-urile astea și o să vedem cât de tare le adoră în curând. 3. Ador. Așa. Ce avem aici? Avem iar multe comentarii de la Mihai Pop, să vedem unde putem să zic. Așa. Atom RPG e și cam greuț, că la început armele nu prea abundă și te întâlnești din prima cu pușcași, pârâiași, violenți. Da. Și ai întrebat dacă e greu sau doar prost echilibrată experiența de joc și vine Mihai, celălalt, reporterul nostru pe teren în materie de CRPG-uri, și zice e imbecil de greu, toți inamicii au 10 dex, ceea ce înseamnă că mereu o să aibă maxim de acțiuni pe tură, din ce tu ar trebui să min-maxui grav ca să faci orice stat să fie peste 10. După câteva nivele, aproape toți inamicii pe care îi întâlnești pot omorâ într-o tură, uneori înainte să apuci să faci ceva în combat. E destul de fun lumea și au niște quest-uri mișto, așa că mi-am băgat un trainer, mi-am triplat toate stats-urile și mi-am cumpărat cel mai bun gear available și tot more half the time. Oh, nu. Sună oribil. N-aș vrea să trec prin chestia asta. Da. Bine, celălalt Mihai, care ne-a zis chestia asta, este reportul nostru pe teren în zona cu restricție, pentru că nu mai are costum de radiații ca să intre pe RPG Codex. Da, exact. Că e zona, e absolut netrăibil acolo. Da. Numai goblin și leprechaun. A luat doze foarte mici pe parcursul decenilor și nu mai afectează. Doar el poate toxică. Doar el poate să comunice cu murlocii de acolo. Da, exact, doar el și le cunoaște limba. Nu își poate revin o dată la el să-l joc în God Mode pentru poveste sau ceva. Și faza nașpa e că nici măcar nu e fan combatul, adică nu e ca în Underrail sau Divinity Original Sin 2, unde ok, e greuț jocul, dar mereu poți să încerci altceva, o metodă nouă de combat, de approach. Aici ai atât de puține opțiuni în combat încât efectiv nu prea ai cum să alternezi ce faci, nici dacă dai load de 100 de ori. Am inima puțin frântă, pentru că credeam că Atom RPG este o experiență pe care o poți știi, e școala aia de design în care zici tu dacă jucătorul vrea să vadă povestea asta, he's gonna put up with it și aici e foarte proastă. Aici sună ca și cum ar fi școala vieții de design. Exact. Pentru așa că e nu... în viața reală, deci ar trebui să te obișnuiești. Nu cred că sunt foarte experimentați în materie de game design. Asta e o problemă foarte des întâlnită la jocurile indie, când mai ales când ai echipe foarte mici care se ocupă de proiecte. Slane, mai ții minte Slane? Da. Platformerul ăla. Avea niște probleme de design, de feedback, de game feel. Cum se simțea jocul. Mm-hmm. Și nu avea cum să știe că ăla nu este bun, pentru că ție ți se pare că tu-l faci, ție ți se pare că e ok, îl joci, ție ți se pare că e ok. Da, da. Și din lipsă de resurse, din lipsă de timp, din lipsă de orice, nu prea ai timp să stai să faci balancing, playtesting și ce mai trebuie să faci, așa că îl împingi afară pe ușă și după aceea vine feedback-ul și este negativ. Unele probleme pot fi reparate, Slane a fost reparat, este complet jucabil, cap-coadă, superb. A fost rehauled complet Slane. Nu, să știi că... i-au băgat mecanici în combat. Da, da, niște feedback mai bun când lovești și când e momentul să blochezi. Cam asta ori băgat. E mult mai bine comunicat ce trebuie să faci în combat și când. Da. Dar da, o ajutat. A fost improved. Da, e greu ca solo game designer. Poți să fii bun la programare, poți să fii bun la artă.
poți să fii bun la toate celelalte chestii făcute pentru, pe care se, care se fac pentru, pentru un joc. Da. Cum arată el, cum îl programezi, cum... Dar game design-ul e foarte greu de învățat teoretic și nu, nu prea merge. Fără playtesting și feedback nu prea poți să faci o chestie. O chestie care ție ți se pare foarte mișto la tine în cap, Legend Battle Mage, cu sistemul ăla de combat, în viața reală nu-i, nu-i la fel de... Man, are complexitate, are complexitate, du-i să le placă. Da. Așa, ce mai avem? Uite, tot de la Mihai Pop. Gameri ăștia de rit nou sunt monumente de frustrare sexuală și ignoranță profund. Deja mi-e jenă să mă identific cu noțiunea de gamer. Un sentiment pe care, pe care l-am încercat și care m-a încercat de foarte multe ori. I used to go by atheist, but I can't anymore. Sunt I used to go by gamer, da. But I can't anymore. Da, da, gamerii cu G mare, cum da. Mi se mai spune în alte locuri. Da. Pentru că gaming-ul este viața noastră, din păcate. Da. Dar nu mai putem. Nu trebuie să fie și numele nostru. Da, dar e foarte ușor să zici gamer. Da. Când vrei să comunici ideea. Yeah, I game. Yeah. And by game, I mean... Hard, bro. Și ai chestia cu acronimul. By game, I mean disrespect, God, women, da, toate alea. Say slurs. Da, da. N-au nicio legătură cu literele, sunt doar acolo, da, la da. Puncte, da. Așa, Mihai, celălalt. Te întreabă dacă în Halo 2, pe care ai jucat data trecută și vorbim despre cum în continuă saga, care este din serie jocul ăla în care aflăm că the suit jerks him off? Man, nu e 2, cu siguranță. Nu știu, 3 sau 4? I don't know. Sper să-l prind în Master Chief Collection. Dacă nu, I don't know. Poate că e în cărți. Because there's a lot of them. The suit gripped Master Chief's tumescent throbbing. Da, cu vocea, cu Cortana. Cortana e vocea, nu? Nu. Vocea mea. Ah, ok. Tot restul e narat de Cortana, dar în momentul ăla tranziționează la vocea mea, la scena de sex. Trebuie să cumperi DLC pack pentru vocea lui Cortana, pentru faza aia. Idee. Halo, zi. Joc Halo. Da. Cortana e un dude cu burtă. Ok. Și neras. Ok. Dacă nu cumperi DLC-ul. Bold of you to assume I don't like that, but sure. Cum a fost la ce a fost? La Battlefield 5? La Battlefield 5 parcă ăla cu femei. În care da. Era o femeie pe copertă. Păi era de la vagin, așa da, ții da, minte. Da, okay. Da, exact. Aia da. Ziceau toți ratați. Da, da. Era o femeie pe copertă, dar dacă cumpărai versiunea premium, era un dude pe copertă. Vai, ador. Știi, I don't know. You know what? Fuck it. Ador că it pulled a sly one on them. Da. Așa, și ultimul comentariu ne duce și în subiectul principal al zilei, pentru că este vorba despre Jeffrey cel Killy, dar îl văd după ce mă duc să dau mâncarea la pisică. Ultimul comentariu, o să-l citesc pentru că ne duce perfect, tranziționează perfect în subiectul principal al serii, vorbim despre Jeffrey cel Killy, tot de la Mihai. Celălalt, Ezechiel, eu chiar dacă Ezechiel Ioan, și-a scos numele de familie, dar au comentat sub el la un moment dat, iar dacă mă duc pe numele lui... Și l-a scos as a lui, goof pentru noi, sau și l-a scos că nu vrea, că asta e, că dacă nu vrea, nu-i zice numele. Aia mă, uite, nu-l doxez. Anyway, Mihai ne zice, fără legătură cu nimic, dar voiam să zic că sincer am ajuns să-l respect un pic pe Jeff Keighley după, de când a început Summer Game Fest sau cum se cheamă acum câteva zile, de fiecare dată când mă duc pe YouTube e într-un live. Cred că o să fie exhausted și terminat by the end of it, dar props to him la cât de mult e willing to hustle ca să devină the industry's top expo / awards guy. Ma, yeah. Jeff simte sânge în apă. E3-ul pe ducă. Da. Dar uite că și E3-ul își simte propriul sânge. Și zi-mi. Hai să pornim. Jeff Keighley, cum a zis și Mihai, era gata să hustle and bustle și a aflat că nu este official streamer de EA. EA sau E3? E3, doamne, Jesus Christ, 7000 de euro. De ei. Da. De Chad rimă cu glumă, the virgin... the virgin actual humor. No. Dar da, a aflat că nu e official streamer și a fost șocat pe Twitter. Hey, what? Pentru că a primit un mesaj cu, you know, nu face parte din selecția de 100 de personalități de streaming și stream at your own risk. Ce înseamnă chestia asta? E atât de misterios, e atât de ciudat. Ideea este că E3-ul nu-ți poate garanta că filmele care participă la acest acest commercial show same nu shit. Vor da DMCA. I know, it's same shit, dar măcar de dragul taxonomiei. Ne prefacem că e altceva, da. Dar da,
Atât tot. Ideea este că nu e atât de rău pe cât pare. Într-adevăr, se pare că nu a fost făcută din rea voință, pur și simplu. El nu era printre personalitățile alea, el nu e un streamer 24/7, el e doar se activează în momentul... Ah, erau chiar streameri. Da, adică erau chiar okay, personalități okay, okay. de genul ăla. Care fac streaming și, ok, ori zis, dați-ne voie, vă rugăm să... Să putem să avem siguranța da, că noi difuzăm. Dăm, da. Și da, asta e, cred că Jeff Keane n-a intrat nicio problemă, era doar ciudată chestia. Într-adevăr e ciudat să afli că subit you're not official și te-ai obișnuit că you're always the guy care dă streaming, dar uite că acum ți-a luat înainte ăia care fac asta în fiecare zi, ca să propage reclama mai bine. Și acum nu știu cât știu de Jeff Keighley și cât îl urmăresc, că de vârsta asta flagedă, zic, nu de noi. Jeff Keighley cumva... Na, e gazda Game Awards în fiecare an, deci... Și era de E3 guy pentru foarte mult timp, da. Tot timpul avea emisiune. Dar acum streamerii sunt altceva și cumva mai mult țin cu streamerii, că majoritatea sunt one man operation. Mă rog, sau trei, aia mari. Hai să luăm altcumva, învârt mai puțin bani decât Jeff Keighley. Da. Pentru chestia asta. Nici măcar n-aș ști. Nu mă refer, okay. mă refer la câți bani fac, mă refer la câți okay. bani învârt. Pentru... Cifra de afaceri, nu venitul. Pentru... Da, ok, fair enough. Că la Jeff Keighley vin companiile mari cu sponsorships, da. Cu din astea, e altceva, e alt. Jeff Keighley e media person, nu e entertainer. Avem și declarații oficiale, dar spun același lucru. Pur și simplu că nu putem garanta că toate filmele astea care sunt la noi aici nu o să-ți dea DMCA pe canalul tău, mm-hmm. dar s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic negativ de pe urma acestor streamuri de Jeff Keighley Direct până la urmă și unele din prezentări pur și simplu au spus explicit poți să dai stream la noi cât vrei, oricine ești. Da, ok. Deci era în funcție de cine făcea prezentarea, basically. Păi, deci eu trăiam cu impresia că era la liber, că oricine poate să transmită și să reacționeze la... Este nu poate garanta asta pentru toți participanții. Aia înseamnă că noi nici să vrem n-am putea să facem chestia asta. Ba, cred că putem. Că uite, realitatea vreau. Este... Realitatea Dacă nu pot, atunci vreau, că n-am vrut până acum. Realitatea e alta. Se pare că nimeni n-a avut nicio problemă să streamuie. Dar da, zicea okay. că E3 nu putea garanta. Da, nu poate să garanteze, am înțeles. E chestie de legal. Uh-huh. Yeah, that's it. E un pic așa. Rocky, te așteptai la shit show, dar uite că n-a fost cine știe ce. El are oricum și Summer Game Fest-ul, care e găzduit de Steam, cred, nu de Valve. Și ăla a fost eventul lui și anul trecut. Când în vidul lăsat de E3 și anul ăsta, E3-ul zic e pe moarte pentru că pe lângă pandemia care au mutat în digital toate eventurile astea, chiar și înainte, începuseră să se prindă mai mulți că pot să-și facă propriile lor streamuri, propriile lor eventuri, fără să plătească bani să aibă prezență la E3. Și la E3-ul voia oricum să downsize-ie, să lase doar jurnaliști, deci nu era pentru publicul larg, deci după aia i-o doxat pe oameni din greșeală. Cum s-a întâmplat și anul ăsta sau nu? Nu, anul ăsta ori încerca să fac un fel de joc în care puteai să aduni, jurnaliștii puteau să adună achievement-uri și badges și din astea, făcându-și un avatar și plimbându-se prin florul virtual. Am înțeles că a fost un dezastru pentru că aveai tot felul de achievement-uri, dar nu spuneau pentru ce prezentare sunt. Și zicea doar Watch 10 Digital Trailers, dar nu spunea ce... care dintre conferințe oferă achievement-ul respectiv. Foarte frumos, gamify press da, adică coverage-ul. Ei doar au pus sistemul la dispoziție și toți comercianții puteau să facă în sistemul respectiv achievement-uri. Nu era ceva organizat, cum e, de exemplu, de la Valve, când au sales, îți zic ei, uite, joacă-te un joc pe care l-ai pe wishlist de nu știu cât timp, chestii da. Genul ăsta. Adică cumpără. Nu că era să cumperi niciodată, nu a fost să cumperi, era doar joacă ceva ce n-ai jucat niciodată. De pe sau am zis o ampulea cu wishlist. Am zis o ampulea cu wishlist. Fă review la un joc pe care l-ai jucat în ultima. Pot să spun sigur că un achievement la un moment dat la un sale era să buy a game of your wishlist. Am făcut-o, am făcut-o. Deci mai aveai și de alea. Ok. Nu era esențial, puteai să nu faci, dar era și el acolo. Da, you know? Da, ce să zic, nu, stop gamifying shit în general pentru oameni, it's not nice, e o cutie a Pandorei. Poți să faci gamification pozitiv, poți să faci gamification pentru activitatea fizică. Da, ar trebui să faci un fel de chestie decizie personală, nu locul unde muncești în sensul ăla. Stop gamifying work. Ah, da, de acord, da, okay. dăm quest-uri și dăm XP și mă fac buff în 3 luni. Dă-mi ring fit. Quest log. Lick your toe. Sure. Bee. Imediat. Nu, Am cumpărat. În loc de ring fit, am luat wiki fit. Oh, fuck. Oh, nu. Also, bagi trainer, iei piciorul al cuiva și... Am bag cheat-uri. Hack. Da,
Asta s-a întâmplat înainte de, E3, dar a început E3-ul și avem prima cu care începem e Summer Game Fest, actually, pentru că e comasată în toată chestia asta. Summer Game Fest E3, ce mai era? A fost efectiv o săptămână și weekend lung de reclame. Și încă nu s-a terminat. Încă nu e terminat, dar mai sunt deci, Nintendo, mai așa, sunt... A fost Summer Game Fest, a fost compania Ubisoft. Ai separat de E3? Nu știam că e separat era de E3. Era la E3, nu, era la E3. Deci Summer E3. Game Fest, după aia a fost la E3, a fost Ubi Forward, Ubi Pizda Masi, compania Viol Special, Xbox Bethesda, care, by the way, Microsoft are atât de multe studiouri și au zis Xbox Bethesda și Bethesda au arătat like 3 chestii sau 2. A vrut să bage numele mai mare, probabil. Știu că este numele mare, dar ai Obsidian, ai așa multe studiouri. Cred că e prima, e primul expo după ce au cumpărat Bethesda. Cred că da, au vrut să facă chestia asta. Whatever. Nu o să înțeleg niciodată deciziile astea. Da, au fost o grămadă. Anyway, au fost așa, după ce erau The PC Gaming Show, care e tot parte din E3. Da. După care au fost The Future Games Show, Devolver-ul, care cred că e tot parte de E3, da, nu știu exact dacă așa. Cred că da. Da, Future Games Show, Guerrilla Collective, Wholesome Direct, care are jocul de-astea friendly și așa mai departe. Ok. Sunt mai multe. Anyway, sunt mai multe. Hai, in no particular order, încercăm să ținem o structură, poate o să revenim la unele. E greu să ți le aduni și să vorbești despre ele. O să vorbim despre, sigur, dar despre o parte. Încercăm să acoperim tot ce ne-a sărit în vreun fel în ochi. Da, cam asta e ideea. Nu vă așteptați la toate jocurile anunțate. Da. Dar hai să vedem. Probabil când apare revista o să aibă peste 2 săptămâni o retrospectivă cu absolut tot, cum ar avut și anul trecut. Și sau măcar link la o retrospectivă. E locul unde ar trebui să dați click tot timpul. Exact. Vedeți revista peste. Ca foca. Nu ascultați asta niciodată. Nu, aici ascultați părerile noastre despre ce s-a întâmplat acolo. Aici ascultați take-ul meu nuclear despre Gothic. În curând, showdown. Ok, avem Summer Game Fest, alu, Jeffrey Keighley, the first of his name. S-a născut din nimic. Da. Și elefantul din cameră, Paul, Elden Ring. Am văzut gameplay. Am văzut gameplay din Elden Ring. Nu mă așteptam. Nu se știa nimic despre el, se știa foarte vag. From Software, George R. R. Martin. Cu mână de robot, atâta. Nici măcar, că aia a fost Sekiro. Nu, mai era și în Elden Ring o altă mână de mecanică, da. Na. O proteză de aia de mână. L-am văzut, ne-am uitat la el pe stream, primul live trailer reaction din istoria canalului. Mi-a plăcut, interesant, are lumea deschisă pe care mi-am promis-o, îmi dă vibe-uri de Shadow of the Colossus, pentru că sunt clădiri și arhitectură părăsită, dar într-o lume deschisă. Monștrii sunt absolut From Software, creaturi bizare. Nu numai asta, dar vezi aceleași arhetipuri din Dark Souls, vezi Inquisitor Small, not really, vezi The Nameless King, not really, vezi e păcat fețe pentru că cunoscute. Am văzut screenshot-uri și alte chestii cu designul mult mai unice după. Da. Deci au și designuri unice, nu e doar skin de Dark Souls, dar în principal ăla e feel-ul. Au mai fost un interviu cu IGN la un moment dat în care au aflat niște detalii în plus. În principiu, cum l-a descris cineva și pe stream, cred că Vali, este Dark Souls, dar Zelda. Cred că eu înțeleg. Sau tu ai zis, nu mai știu. Okay. Na, Breath of the Wild, dar cu Dark Souls. Vale. Da, sper să n-aibă item durability, though. Dar dacă are cum aveau celelalte jocuri. Dacă avea cum avea The Dark Souls, atunci I don't care. Că la îl simțeai foarte rar. Da, este. Da, arată extrem de bine, extrem de interesant. Designul fain la monștri, open world, te plimbi foarte mult. Ziceau că healing items o să fie un pic mai multe pentru că trebuie să te pregătești pentru expediții, practic. Deci pleci dintr-un loc central, din Firelink Shrine, și să ajungi departe în cele 6 regiuni. În 6 regiuni să bați cei 6 semizei și îs interesat. Sunt interesat de ce urmează. Exclusiv de console? Din câte știu, nu. Ia să se reclamă aici. Elden Ring, da, vine pe PC. Nice! Spring Blood în ianuarie 2022, deci nu foarte, în viitorul nu foarte îndepărtat. Pupava-aș, ce vreți voi să vă pupă? Duceți Bloodborne pe PC odată. Da, bă, hai bă, guys, come on. Tot catalogul From, nu? E pe PC.
ăsta nou. Tot de la Dark Souls încoace. Mai puțin Demon's Souls Remastered. Și Demon's Souls original n-a fost pe PC? Ok, fine. Nu, dar Demon's Souls Remastered s-ar putea să fie la un moment dat. Atunci vreau și Bloodborne, te rog. Da. Papa Sony, dă-i drumul. Asta a fost elefantul din cameră, dar avem și niște elefanții mai mici. Spin-off de Borderlands cu Tiny Tina. She's a great character. Dacă ar fi un personaj pe care să fac un spin-off, ar fi Tiny Tina. Am văzut foarte mult coverage pe Tiny Tina's Wonderland, care este un, este un joc spin-off de Borderlands, dar fantasy, nu SF, tot looter shooter, aparent. N-am văzut gameplay deloc, am văzut doar elemente. Nu, fii atent, fii atent. Am văzut unii care zică, it's not quite a sequel, nu știu ce, dar ești cu Tiny Tina și Tiny Tina îți spune o poveste în care tu ești protagonistul și de asta. Băi, am citit 3 articole despre asta și niciunul nu menționa că este efectiv DLC-ul de Borderlands 2, Tiny Tina's Attack on Dragon Keep. Da. Care a fost foarte bun, excelent, cel mai bun DLC de Borderlands făcut vreodată. Dar nimeni nu făcea legătura asta. Este efectiv aceeași premisă, dar hai să vedem jocul. Full. Poate că au avut hands-on și chiar e diferit jocul. I don't know, vedem când apare ceva. N-avem până acum nimic din joc. Voice cast-ul este tot Ashley Birch în rolul lui Tiny Tina. Și mai avem pe Andy Samberg, Wanda Skies, Will Arnett, deci tot Glamourcast. Ok. Mă bucur. Că e un joc haios, deci ar trebui să aibă și actor bun de comedie și I guess it's doing ok. Băi, e Banu Gearbox, vine Banu Gearbox. Orice, da. Numai Colonial Marines și Duke Nukem Forever. Nu. Nice. Metal Slug, no! Da, am văzut. Am fost șocat să aflu că este un turn-based strategy game. Am văzut și asta. Strategy sau tactics? Tot aia, aceeași chestie. It's one of those things, știți voi, legale, cu pătrățele, cu ste miști. Ideea este că, ideea este că artwork-ul e de la de, e de calitatea Metal Slug-ului și îmi place, sure, why not? E de Switch, e de PC, I don't know. Păcat că o bună parte din profitul se ducă la prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. E de Koei Tecmo? SNK. Ok, da. Tot, mai știi de ce deține acel om, da? Da. Totul, deține totul, e răspunsul corect. Ok. Kojima ne face aging, cum adesea face Kojima, ne-a arătat un sneak peek la Death Stranding Director's Cut pentru PS5 și se uită Sam Porter Bridges la o cutie, iar acum voi o să spuneți, oamenii ca Paul o să spuneți, e o cutie, man, dar adevărații veterani înțeleg mai bine. Știu exact ce este cutia. Am jucat Saints Row 4, știu ce e cutia. A intrat în conștientul colectiv foarte bine cutia. Da. A fost și în Smash în cutie. Deci, evident, e Metal Gear Solid. Pot doar să spun, fraier să fi jucat Death Stranding până în 2021. În loc să joci direct Director's Cut. Exact. Dar și că vine pe PC și mă gândesc dacă o să fie un update sau un... nu știu. Da, dar interesant. Posibil să fie un update, depinde de publisher în principiu. Are un exclusivity pentru PS5 inițial, dar e temporar. A fost confirmat că e temporar sau... Așa m-a auzit. Sau doar... mă îndoiesc că o să fie doar pe PS5, mă aștept să fie tot timed. Păi să zic timed exclusiv, nu da, să fie permanent. Dar nu avem confirmare oficială, aia zic. Nu avem... Dar având în vedere că este jocul de bază pe PC, ar fi tâmpit să... Nu e, de parcă e prima oară când se întâmplă chestia asta, când un update remaster vine dată consolă. You know? Da. So, da. Vedem ce se întâmplă. Vedem tâmâ, la toate astea e vedem tâmâ, că nu... Pula mea, să reclame. 2022, anul jocului. Hai să începem asta, ar fi prima oară. Jurassic World Evolution 2, nu înțeleg de ce, but sure. Nu mai zic nimic despre. E tycoon-ul ăla cu dinozaurul. Asta e, da, tycoon-ul de... E foarte bun. Astăzi, nu la lansare. Astăzi, e foarte bun. Dar vine și 2, nu înțeleg de ce, la fel ca primul. Sure, why not? Și Among Us, 16 jucători odată. Da, sure. Moduri noi, ceva hide and seek. Why not? Mod. Why not? Amogus. Și cam atât am ieșit mie din față. Restul sunt niște Overwatch 2 reveal, I don't care. I really don't care. Să sucă pula Activision Blizzard, pe toată. Ah, singura chestie de la Activision Blizzard a fost un gameplay reveal de Diablo 2 Resurrected și o dată de lansare, cred. E de un an gameplay reveal, și de Diablo. Și data de lansare apare în septembrie. La toamnă, whatever. Să vedem când apare, nu mai cred nimic, să vedem în ce formă este și dacă e lipsit de microtransacții. În schimb, tot la Chili a venit Far Cry 6. Ah, la Chili a fost, ok. Da, a fost și la Chili, primul a fost Chili.
Evident, nu tot catalogul Ubisoft, dar a reușit să ia first look-ul de Far Cry 6. Ghiși ce? E un Far Cry. Let's move on! Nu lua să ne move on, cam o chestie legată de asta. Te rog. Giancarlo Esposito, da. Gus Fring, a zis, da. A zis în legătură cu asta, vreau să găsesc exact citatul, stai. Nu știam că ai spice colateral, eu vreau să mă refer la joc, da, sure. Giancarlo Esposito a zis despre rolul, despre Anton Castillo, dictatorul din Far Cry 6, da. Citez, Don Eladio, negocios. Heisenberg, it really appealed to me because he's a guy who first came from a love of his family and the love of his community and country, and so in line with what's going on in the world politically today and what's happened in the past. I am not a villain. This guy loves his country. He wants to empower you, Keely. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Like the rest of Far Cry... Oh, scuze, nu mai era din... Citat. I do agree that there is good and bad about all people, but this guy, out of love and passion for his people, even if they're faceless to him, at certain points in time, allow him to be an absolute hero. Omul ăsta, Don Hector, cunoaște realitatea în general. Asta voiam să spun. Face cumva o paralelă cu Fidel Castro, care... Da, el face... Nu era da, fascistul da, da. Ăsta? Deci, nu, ăsta... Deci, aia e problema, pentru că cum jocurile Ubisoft nu fac o paralelă perfectă, ce spuneam mai devreme, nu fac o paralelă perfectă cu Cuba și cu astea, el nu este Batista, el este Castro, cred, în contextul jocului, cred, nu sigur. Credeam că el e Batista. Și eu credeam la fel, dar anyway, ideea e în felul următor, el vrea să compare cumva cu Fidel Castro, care, într-adevăr, dictator, not a fan cu dictatura, dar... cu ghilimele mari, știi, între a făcut și lucruri bune. Au ridicat nivelul de alfabetizare, servicii de sănătate și servicii publice în general ale Cubei, au fost destul de ok, dar au fost embargo-ul cu Statele Unite, care au impactat economic țara foarte mult timp. Da. Deci, este mai complicat decât Fidel Castro era ăla rău, dar Fidel Castro este un dictator și I'm not about that shit. Dar, după ce au avut chestia asta cu Keely, în care povestea despre cum he's not a villain, he just loves his people. Far Cry Ubisoft a băgat direct un clip numit Far Cry 6 Meet the Villain. Iată. În care decimează cu mitraliere o barcă întreagă cu refugiați. Băi, nu știu dacă paralela e neapărat la Castro. Nici nu știu cât de dictator a fost Castro. Nu știu. Is convins. Știu începuturile revoluției lui Castro cu Che Guevara. Da. Iar ce spune actorul ăsta este absolut tâmpit, pentru că și Hitler își bea țara. Plus că țara nu e cea mai bună calitate pe care o poți avea, pentru că țara e cea mai abstractă chestie pe care o poți face. Plus că duce foarte des la chestii rele, ați iubit țara. Deci, I don't know what he's on about. He should, like, talk to people? Nu, eu cred că încerca pur și simplu să fie interesant. Sau asta. Că nu știu care e faza cu Giancarlo Esposito. Carlo Esposito, de unde vine? Că poate are niște bagaj emoțional. He is Latino, cred. Da, dar vreau să dacă e American Latino sau unde s-a născut. I mean, he's pretty brown. S-a născut în fucking Copenhaga. Ok, are sens să fie brown și în Copenhaga, dar... Da, stai. S-a născut în Copenhaga dintr-un tată italian și o... Hold up. What? Ce ai descoperit acum? Hold up. Și mamă... And Elizabeth Foster, an African-American opera singer from Alabama. Okay. Hold up, he's not Latino. Well, he's Romance. He's Italian. Technically. He's Latin. Latinx. No, just Latinx. Latin. Just fucking Latin. Ok, bun. Ok, bun, deci nu este ca personajul din Breaking Bad, un fost general al guvernului Pinochet care o evadat din Chile sau ceva. Ok. Wow. Bun, ok. Fac 6. Da. Not a villain, meet the villain. I mean, he can sure Am build August. A case for a fascist dacă e din Italia. Amogus. Vorbesc de Amogus Mussolini, da. Este Așa, okay, Amogus Mussolini.
Vezi un Amogus, da, în forma lui Mussolini și like very spânzurat, da, capul, da, da, jos. Da, da, da. E oribil. Știi că au niște sprite-uri din Doom, sunt făcute fix după aia, sunt resuite după oamenii spânzurați acolo. Fun fact. Ok. Foarte so. Amogus și asta. Așa. Și mai avem încă o chestie care vreau să menționez, Evil Dead the Game, care este Dead by Daylight, care este Friday the 13th, e aceeași chestie. Numai că poți, okay, poți să fii the camera demon, știi, când vii, poți să fii aia și mi s-a părut mișto din trailer. Nu e pentru mine, I don't play this shit, dar arată mișto. Arată. Dar acest Evil Dead, acest joc co-op în care te bați cu monștri și cu zombies, este doar primul joc de genul ăsta despre care vom vorbi în această seară. Iată, băi, sincer, zic, cu Bruce Campbell, nu? Da, cu Bruce Campbell, are și cameos cu personajele din toate filmele Evil Dead. Ești în Army of the Dead, nu. Adică am văzut și un cavaler. Am văzut un cavaler medieval, nu? Ești toate. Okay. Pentru că sunt și personaje din Ash vs. Evil Dead în trailer. Okay, okay, sunt okay. Toate. E un grab bag. E franciza, știi cum a făcut și Friday the 13th, acum a făcut și Evil Dead. Și dacă ar fi să aleg unul din jocul ăsta, cum o să spui tu, mai sunt câteva foarte similare, I'm a go with the IP I know. Evil Dead. True, da. Dar nu mă joc de asta, așa că I don't care. Bun, mai departe. Payday cu zombies. Exact. Avem Guerrilla Collective, care da, nu sunt nici de Che Guevara să ne dea distracție. Și nici de Dobrovolski. Și nici de Dobrovolski să ne dea autor dubioși din Canada. Smâh. Exact. Dar Guerrilla Collective este prezentarea indie-urilor, din câte da, știu și eu. Și avem... E cumva... Scuze-mă, e un fel de organizație cooperativă, de cooperativă dacă vrei, de reclame, cooperativă de reclame. Da, de studiouri indie care da, s-au aliat ca să-și prezinte jocurile într-un show independent de E3. Ți-a ieșit ceva. Și doar indie-uri. Sunt multe aici, nu sunt câteva ca la Summer Game Fest. Zim dacă ți-a de... ieșit ceva în sub ochi. Deci, da, am câteva și o voi încerca să le aranjez rapid. Zine că ai tu ceva de aici. Băi, am văzut și eu ceva care mi-a plăcut din trailer. În primul rând, Arcade Paradise sună destul de mișto. Ești moștenitorul unui laundromat și tu folosești, reconstruiești ca fiind un arcade place și trebuie să colecționezi jocuri de arcade, să le pui acolo. N-am înțeles dacă e tycoon neapărat, am văzut că și joci jocurile de arcade, you make money, deci e un fel tycoon, un fel și, you know, just random games. Ăsta e ăla, nu era cu casino, nu? Nu, e unul cu un arcade, un actual video game arcade, okay. Nu jocuri cum e la noi în România, cu jocuri electronice. Sală de jocuri, exact, și intri acolo să bagi un Street Fighter. Băi, deci prima oară când am văzut scris sală de jocuri, eram like, vreau la sală de jocuri. Am văzut cutiile și eram like, mamă, bagă Samurai Showdown acolo, ești, no, it's just poker. Nope. Bun. Și altceva care mi-a ieșit în ochi a fost Behind the Frame, care este un joc meditativ de artă. Și nu știu exact nimic despre el, pentru că e un foarte artsy trailer, dar pare să fie in-engine și tot nu spune nimic despre el. I don't know, e ceva plăcut, ok? E un vibe. Descrie-l, Edgar. Nu zic că e un vibe, descrie-mi-l. Ești o artistă care se uită la vecini și desenează, dar nu desenezi freehand, e totul făcut așa, știi, cu mișcarea de creion și apare. Un pic Amogus, dacă te uiți la vecini. I don't know, ideea este că e foarte plăcut de privit, a fost plăcut de privit trailerul și sper ca și jocul să fie ceva de genul ăsta. Mm-hmm. O experiență, știi, jocul care sunt o experiență, cum da, este da, știu ce zici. Cum este Gone Home, I don't know. Da. Bun, mie mi-a mai sărit de aici în ochi câteva titluri. Eu n-am jucat până acum Aragami, dar apare un Aragami 2. Da. Este în principiu, ești un ninja, dar este Dishonored. E third person, ai puteri, blink, chestii din astea, stealth, assassinations și din astea. Interesant atunci, că am Aragami 1. Și am auzit că Aragami 1 este foarte bun și iată, avem un Aragami 2 pățavă. Ok. Apare pe 17 septembrie, which is nice. Și are și ceva mod co-op. Ok, sure. Așa. Încă unul, Grime. Ăsta iar mi s-a părut interesant. E un Metroidvania indie, un care povestea efectiv, uite, asta sunt pe ecran acum, are un art style foarte mișto, dacă vrei să te uiți la el, este un fel de 2.5D, tot așa, e Souls vibes. Stai puțin, cred că... Nu prietena lui, nu soția lui Musk. Nu, de Grimes, ai Grimes. Grime, da, e doar Grime ăsta. În fiecare rând înțelegi o armă, arma are un attack pattern diferit, dai cu ea, rezolvi puzzle-uri environmental, te ajută în anumite situații, trebuie să înveți ce armă e bună pentru ce situații și să progresezi. Și e foarte interesant stilul vizual și îmi place foarte mult
efectul de scrolling și background-urile sunt foarte, foarte bune. Ok, I'm down. Nu știu că l-ai în față să te uiți la el. Arată nu. Bine mă uitam la trailer unde gameplay. Mm-hmm. A, nu, ăsta e cu gameplay, okay, pe care îl văd aici. Dar, anyway, 2.5D arată foarte fain. Mai am o chestie, două secunde. Apropo, uitasem că e la Guerrilla Collective, dar era Happy Humble Burger Farm. Am văzut Happy Humble Burger Farm. Și pare a trip and a half. Este descrie-le, tehnic, Edgar. Tehnic, este un burger simulator. You flip the burgers, you make a fast food simulator. Exact. You have to iei cărnița, pui brânză, pui roșii, pui felire de pâine, te ferești de mascota monstru care vine să te mănânce, you know, the usual stuff. Și abia aștept să-l joc. Nice. Cred că atât am avut eu de la Guerrilla Collective selectat. Dacă e ceva, mai revenim. Absolut. Random stuff. Vreau să mai menționez Loot River, care este un top-down hack and slash arcade-y. Arată frumos, doar din prisma că arată frumos și might want to take a look at it. Potion Craft Alchemist Simulator, la fel, arată frumos. Uitați-vă și voi, este un Alchemist Simulator, faci chestii cu alchimie. Și cam atât. Loot River, stai, îl știi, da, Loot River e ăla ca Tetris-ul, în care poți să muți platformele pe care stai și creezi zone în care te bați cu inamicii, modifici terenul, practic, pe care te bați cu inamicii. Yes. Da, e un top-down hack and slash, arată foarte bine. Și ultima chestie... Nu se știe când vine, aia e problema. Ultima chestie, jocul care se numește Unmetal. Unmetal? Ai auzit de un joc Unepic? Mă întreb dacă are vreo legătură. Am auzit despre, știu doar despre, dar nu l-am jucat. Dar Unmetal se pare că este a take on Metal Gear games, nu Metal Gear Solid games. Este pixel art și top-down și am văzut niște glume în trailerul ăsta și am râs cu vocea. Iată. Încerci să te furișezi și zici, it's a cat. La cu vocea, efectiv, la celălalt om, it's just a cat. Și cumva trailerul ăla care e narat de un narator? Toate, multe sunt narate de un narator, nu știu dacă, sunt niște glumițe în el și am râs cu vocea și eu zic că merită recomandare, Unmetal. Atât. Mm-hmm. That's it. Trecem la următoarea, Paul, haide. The PC Gaming Show. The PC Gaming Show. Ăsta este pentru the real, gamers. Doar gamerii adevărați să rămână. Exact. Toți ceilalți să iasă, vă rugăm. Acum pentru gamerii adevărați vă spunem că apare un nou visual novel, Vampire the Masquerade. Da, cum se numea? Vampire the Masquerade. Swan Song. Câte sunt până acum? Sunt 5-6? Minim 4 trebuie să fie. Sunt bine scrise că m-aș Cotteries, juca. Nu știu, n-am jucat niciuna, ar trebui și eu să joc, man, că îmi place Vampire în principiu. Dacă e lumea World of Darkness, nu se numește? Da, World of Darkness? Da, da. Lumea World of Darkness este my jam, the goth vampires, creatures of the night. Deci dacă e bine scris, aș juca ca disperatul ăsta. Deci văd Cotteries of New York, văd Shadows of New York, okay, văd New York, New York. Sunt mai multe. The da. Night Rogue, cred că era și un Mage, The Ascendant. Acum un pic afisă, Cotteries of New York ar trebui să-mi prezinte mai mult interes, pentru că noi până acum am jucat în Los Angeles. În Redemption ai și New York-ul. Ai și New York-ul? Ok. Da, în Redemption ești în New York. Aha, după ce te trezești. Okay. În deci jumătatea Masquerade doua. Era ăla din Los Angeles doar. Ok, sau... Da. Ok, cool. Bloodlines. Era cu LA. Vampir mascarada. Nu sunt foarte schimbate dinamicile între orașe, sunt același clan, același tot. Credeam că aflăm alte clanuri. Nu. Îți convins că în lore ai mai multe... Mi-ai stricat toată fantezia. Eu credeam că e cam Pokémon când mergi în Galar și acum în New York toți vampirii au gâtul lung sau poartă doar pompadour. În New York sunt doar de Giovanni clan. Da. I'm fucking over here. Gabaguli. Gabaguls. Exact. I'm creating gabaguls. Exact. Coyote apărând de nicăieri. Ruby. Oh no. Crossover. Fugi, o să cânte. Minunat. Așa, PC Game Show, Paul, ce ți-a plăcut? Păi, cred că tot la PC Gaming Show s-a văzut și celălalt joc, Vampire the Masquerade, nu? Vampire the Masquerade Bloodhunt, care este un battle royale. Miss me!
Next! Dude, e efectiv cea mai neinteresantă chestie la un joc Vampire the Masquerade, la un joc World of Darkness. E interesant e setting-ul, interesant e story-ul, interesant e întunericul ăla apăsător pe toate personajele care trăiesc noaptea asta și cum au toți depresie. Nope, Battle Royale, nu suntem în stare să scoatem Bloodlines 2, pentru că am făcut development-ul Battle Royale, scos de, nici nu știu, e scos de un studio newcomer, dacă nu mă înșel. Probabil că au în ultimele, de când Bloodlines 2 era cu probleme, au zis, faceți cumva un Battle Royale, reskin it, make it a vampire game, come on, let's play it out. Miss me! Hai să trecem la altceva. Da. Cu atât mai mult petrecem pe... Ăsta măcar apare. Ăsta măcar apare. Măcar. Și nu e așa că te simți mai câștigat? Da. Așa, PC Gaming Show. Da, mai fost la sunt PC foarte mult la PC Gaming Show. Asta, da, nu știu dacă le-am aranjat pe PC Gaming Show. Doar dă scroll și vezi ce... Păi, am văzut Project Warlock. Paul, deci mi-a căzut fața când am văzut Project Warlock la PC Gaming Show, pentru că nu mă așteptam să-l văd aici. Da. E atât de mic. El a făcut de un puș de liceu, primul. Asta are legătură cu New Blood Interactive? Nu e related. E din sfera de boomer shooter, de retro shooter. Păi, de întreb. Nu. Sunt foarte multe retro shooter, să fiu imit să afli, care nu sunt la New Blood. New Blood are numai medieval, are Dusk și are... Scuză-mă, Oshri ce face? Doarme? De ce nu le are pe toate? Nu, de ce nu e Oshri the boomer shooter guy? E preocupat să pună poze cu cei mai adorabili căței și cum agață el la sală. Și ce mănâncă el. Și balconul lui e foarte frumos. Da. Project Oshri, care îmi place foarte mult, are paleta de culori foarte interesantă, care are efectul ăla foarte... Nu știu să-l descriu. Hai că, nu, fie în pau, îți citesc eu care este Steam page. Umbrele alea pe... Se joacă cu saturația la culori și... Da, arată de parcă e totul bitcrushed, pentru că e așa, probabil bitcrushed. Mulțumesc pentru termenul tehnic. Da? Așa e? Așa e. Wow, nu știu, te întreb. Cam așa e, când nu ai nicio... nu ai gradientul ăla între umbră și lumină, mine și sunt doar niște pete. Și arată foarte interesant. Așa arăta și Quake 1. Asta vrea să imite. Project Warlock vrea să fie un Wolfenstein. E totul foarte plan, în același plan. E toate nivelurile, foarte puține lifturi, foarte puține verticalitate. Ăsta vine cu verticalitate și vrea să imite Quake-ul de data asta. Toate modelele sunt sprite-uri, by the way. Sunt sprite-uri foarte fluide și foarte interesante și chiar arată de parcă și modele 3D animate în Quake 1. Cu keyframe-uri. Și zim că ia boy Oshri, eu m-ai prezentat like ce? Imediat, jocuri. Că mai e o singură chestie la final, la Project Warlock 2, pe versiunea de Steam se laudă cu ceva, mă rog, levels and shit and weapons, dar ultima este saves. Let's keep this one short. Project Warlock has no saving whatsoever. Project Warlock 2 has all the saving. Quick save, manual save, auto save, there's literally no other save that we could push in there. Pot salva la bonfires. Poți dai autosave la ce vrei tu. Poți să Vreau să mă așez la bonfire. Te duci la cutia de gunoi și spui I only save at trash cans și gata. Îți faci tu save în capul tău. Bun. Oshri, eu nu știu decât un singur lucru prezentat de Oshri, de firma lui Oshri și este el, îți place ție, Gloomwood. Sau ar trebui să-ți placă și sunt sigur că este o să-ți thief, placă. Este thief, este efectiv thief și arată foarte mișto, îmi place. Am văzut gameplay. Nu știm încă când apare. Știi că e cuvântul ăsta pe care lumea l-aruncă încolo și încoace, immersive sim. Da. Gloomwood a luat cuvântul ăla și l-a făcut ADN-ul jocului. În punctul în care găsești single bullets de arme de pe jos și le iei și le bagi în armă. Mi se pare absolut acceptabil că joci cu un revolver. Da. Adică ai și un revolver în arsenal. Și ai și inventory Tetris. Pentru am văzut, că... e ca în Resident Evil 4 exact. Chiar. Și cred că este... Sau Deus Ex. Da. Da, în Deus Ex 1 poate. Deus Ex 1 are, da, în 1 are. Deci Tetris. Pot spune că este cel mai immersive, orice o fi el. Aprob. Whatever. Da, chestia aia cu sisteme de ferești de oameni e ca FIF, numai că nu ai scopul de a fura, trebuie să supraviețuiești, nu știm exact de ce și cum. E totul victorian și gloomy. Hence the name. Am văzut Raw Man. Și vreau să spun că avem Splatoon acasă. Nu știu dacă e Splatoon, nu știu dacă chiar trebuie să pictez zona. It's an online arena something game. Dar
Ideea e că personajele pictează cu sos pe jos și nu știu dacă aia face parte din gameplay ca în Splatoon sau e doar ceva cosmetic, nu mi-e clar din trailer, dar vreau să zic că avem Splatoon acasă. M-ar mira să nu fie. Asta vreau să zic. Da, ai vrut să zici, avem Splatoon acasă. Yep. Am înțeles că Dave Oștri povestea pe acolo și l-or tăiat, da. L-or tăiat microfonul ca să-l bage pe Gabe. Și după aia Oștri. Și Gabe nu a zis, da, Gabe nu a zis nimica interesant, no. Absolut nimica interesant. Dar s-a răzbunat Oștri pe Gabe. Am văzut, o pus-o poză pe Twitter. S-au pozat la o masă și l-a tăiat pe Gabe. L-a tăiat, da, cu roșu, cu un X roșu, ca pe Friendship Ended with da, da. Salman, sau cum îl chema. There you go. Deci poza a fost făcută după incident. A postat-o după. A postat-o după. Da, știu că a postat-o după. Nu știu dacă, dacă poza o avea dinainte. Habar n-am. De ce? Credeai că s-au gata, s-au împăcat? I don't know. Nu, scuze-mă, Friendship Ended with Mudassir. Now Salman is my new best friend. Oh, ai săpat aia de asta. Orcs Must Die 3, la fel. 3. Mm-hmm. Mi-a plăcut Orcs Must Die 1 și 2. Tower Defense, nu? Third person ish. Tower Defense, că ești și tu personajul și tu mai fugi pe acolo și chestii și e mișto. Dacă e ca celelalte, îl recomand. Dacă nu, are un moment, vedem când iese. Mai e ceva? Dacă eu să, când facem ultima tură, scrollez rapid prin ele și mai vedem ce, sure. Ce am ratat și ce ne-a scăpat. Bă, am zis glumul de la PC Games, I'm done, gata. Ok. La Devolver, ai ce s-a anunțat explicit de la Devolver? Songs of Conquest, am uitat! Avem Songs of Conquest Heroes este, 2. Avem Heroes, da. Arată identic. Arată ca jocul ăla de pe mobil care îți zic joacă-te Heroes and Villains of... Ok. Știu că zicem chestia asta cu arată ca, arată ca, dar jocul ăsta arată mai bine decât arăta vreodată Heroes 1 și 2 la un loc. Da, pe... Încerc să scap de chestia asta, e foarte greu să descrii auditiv e cu fără pixel, să... E cu pixel, da, adică când efectiv arată identic cu Heroes 1, 2 și 3, e greu să descriu altcumva. Mi-e greu să descriu altcumva decât că când zic, arată ca Dark Souls, vedeți în cap la ce mă refer. Dacă încep să descriu, ești într-o lume moartă, istoria a încetat de milenii întregi, au rămas doar oasele fostelor regate. A, ești în Polonia. Aveți doar... castelele care se năruiesc ale celor 5 civilizații din bla 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 bla. Și pot să fac asta de 5 ori sau să zic arată ca Dark Souls. Da. Ăsta chiar arată ca Heroes. Nici măcar nu încearcă să se ascundă. Vrea să fie un Heroes-like. Da, poteca de piatră și poteca de pământ. Te mișcă erou pe hartă, ai overworld, ai combat world. Ce am văzut acolo în trailer este că clădirile se construiesc pe hartă, nu e ca în Heroes în castel. Acum, I am down, să apară. Frum. O să cumpăr ca disperatul. Bun, ai explicit ce a anunțat Devolver? Eu sigur le-am pe aici, dar nu le-am marcate ca Devolver. Am explicit ce a anunțat Devolver. Avem Trek to Yomi, un side-scroller cu tematică de samurai. Dar mai degrabă samurai-ul, mai degrabă Yojimbo. Kurosawa? Da, mai degrabă Yojimbo decât samurai de aia cu armură, știi, cu haine, multe chestii. E iar negru, e atmosferic, e frumos, e side-scroller. Sure. Avem Wizard with a Gun, care mie, sincer, mi-a arătat a Don't Starve. Cred că Wizard with the Gun a mai fost anunțat, nu știu că e primul reveal, la asta mai țin minte. E scrie reveal trailer. Ah, ok. Deci, nu știu. Înseamnă foarte mult ca a Don't Starve, nu-i făcut de Clay, dar ai crafting, ai multiplayer, deci poți joci cu mai mulți oameni. Da. Ideea e că... Da, și similar și cum e tiled lumea și tot. Da. Și look-ul chiar. Ai putea spune că e o clonă de Don't Starve. Poți, rezonabil după, poți spune și după asta. După trailer doar. Nu știm încă, vedem când apare. S-ar putea să fie un pic mai axat pe combat. Posibil. Având în vedere că you have a gun. Mai avem un joc de la creatorul Pony Island, tot la Devolver. Păi, Devolver a reușit până acum să strângă foarte mulți developeri creativi. Like, are cea mai mare proporție de developeri interesanți și jocuri interesante de până acum. Cred că e și un criteriu la ei. Când se uită la un joc. E posibil. Dar zic că, you know, to their credit. Inscription. Jocul Inscription, făcut de oamenii care au făcut Pony Island. Ăsta nu pare să fie un card game. Pare. Ah, cred că de-aia l-am sărit. Dar cine l-a făcut. Nu e card game. Adică te poți ridica de la masă. Ai mistere. Ai chestii. Poate nu trebuia să zică asta în trailer, dar mă gândesc că dacă nu spui ce e unic la el, poate că nu se mai joacă lumea sau whatever. Da, de-aia nu am avut doar trailerul, nu știu că e de la Devolver, că e făcut de-aia cu Pony Island, something, așa că nu m-am uitat. Evil is there și nu e doar un card game. Ceva ascuns undeva, am înțeles. Da.
I'm skipping the mobile game, it's just a mobile game. Se numește Devolver Tumble Time. Căutați-l pe App Store, e gratis, are reclame. Au spus-o în trailer, it's not funny, doar pentru că spui ceea ce este și e sincer, doesn't make it any different. E tot un joc de mobile cu ads, ok? So, Devolver, shut the fuck up. Au o chestie, un joc cu gimmick, Demon Throttle, care o să fie exclusiv fizic și e pentru Switch, sure. Okay. Arată foarte retro, e un shooter retro. Whatever. Și Death's Door, care pare să fie un roguelike destul de interesant vizual. Phantom. Da, bă, nu le aveam pe astea. Phantom Abyss. Nu știu cum le-mi-au scăpat. Phantom Abyss e fain. Am văzut. Da. Este fix e fix cantitatea de multiplayer pe care o vreau în jocul meu. Mm-hmm. Mai mult nu să interacționezi cu ei. Vezi, Phantom. Doar acolo. E un platformer 3D, da, third person. Da, ești Indiana Jones. Exact. Ai beach și sărituri. Și vezi unde mor ceilalți? Vezi toți ceilalți care au încercat dungeon-ul tău înainte și vezi cum traversează, cum trec peste obstacole sau cum nu trec peste obstacole. Și te poți folosi de mișcările fantomelor lor ca să termini un run. Acum, înseamnă că dacă are componenta asta, o să fie foarte grele dungeon-urile respective? Posibil. Vedem. Știi care e chestia interesantă la el? Mm. Că fiecare dungeon este generat o singură dată. Adică, e generat odată și îl poți încerca tu o singură dată. Deci tu nu poți să reîncerci același dungeon niciodată. Și odată ce cineva ajunge la final și ia relic-ul din capătul dungeon-ului, acel dungeon nu va mai fi generat pentru niciun alt jucător niciodată. Oh, that's interesting. Este. Acum, eu sunt curios dacă asta îți dă ceva anume sau doar că dacă e doar așa că știu eu că am un dungeon al meu sau așa, toți jucătorii care l-au încercat vreodată pot să mă vadă pe mine terminându-l. Aia-s curios. Primesc ceva? Cei din multiple, că așa, ok, am relic-ul și s-o închis dungeon pentru totdeauna și cu ce mă ajută pe mine? Ce primesc? Va trebui să vedem când apare sau cum mai apar detalii. Mecanica de bază în sine e foarte interesantă. Ai capcane, ai inamici care te urmăresc, e un fel de endless runner în care trebuie să te miști foarte ritmat și nu-i endless, că tu decizi când să mergi. Da, și ai fantomele ca în Dark Souls care îți dau mini-hinturi despre, uite, aici a murit un prost. Hai să vedem de ce. Am înțeles, ok, gata. Am înțeles de ce a murit. Și MVP-ul de la Devolver, the Trump Card, cel mai greu joc, Shadow Warrior 3. Mai zic de el? Nu mai zic de el. Nu, am mai vorbit despre el de câteva ori. Hai, grappling hook. E like Doom Eternal, dar cu rasism, maybe. Nu, to be fair, ăstea noi nu au rasismul pe care l-au avut originalul. Dar numeau pe Mickey Rooney în Yellowface. Nu, dar unul are și e... who wants some Wang? Jesus Christ. Bun, asta a fost Devolver. The Heavy, Xbox, Bethesda. Hai să vedem ce am avut de la Xbox cel Bethesda. Mi s-a părut foarte puternic. As far as big companies go, ăsta cu Xbox-ul a fost, adică spre deosebire de indies de până acum, ăsta cu Xbox a fost foarte strong. A avut jocuri și ar fi culmea. Au toate studiourile astea, posibile. Ar fi fucking culmea să n-aibă ceva interesant Microsoft în punctul ăsta. Am văzut oameni făcând mișto de ei că și încă n-or scos niciun joc. Ceea ce e adevărat, încă n-or scos nici... oricum toate studiourile astea și încă n-or scos nimica. Da, în afară de like, Flight Simulator și astea. Hai să vezi când apar Gunfire, Rapid Fire, toate. Începând cu august, peste două luni încep să iasă titlurile astea. Ținte pe de... care stăteau de atâta timp. Ținte de chiloți atunci, cât cotașule. Să vezi după aia ce jocuri o să cumperi, ca nebunul. Și hai să prefațăm, să nu mai repetăm la fiecare, absolut toate jocurile astea, tot, absolut fiecare titlu pe care îl anunțăm o să fie day one pe Xbox Game Pass. Da, nu băi. Asta ce înseamnă? Înseamnă că eu dacă îl cumpăr, nu o să am acces la el day one sau ce? Sau doar dacă dețin Game Pass-ul, nu, am acces la el. Ideea că dacă ai Game Pass, nu trebuie să aștepți încă nu știu câte luni până își fac vânzările. Crează în capul meu o dicotomie, știi, adică day one. Dialectică, ai putea spune. Doi lupi. Și ambii, zic, muie companii mari. Băi, având în vedere că poți să ai abonamentul ăla pe care multă lume îl are deja, că e destul de ieftin, și să ai day one access la new releases și new releases mari, adică Halo, păi Infinite și Microsoft. Astea. Da. E o chestie că nu trebuie să dai banul gros în ziua lansării. Sunt puternice anunțurile, nu sunt toate noi neapărat, dar o să le zic pe la care sunt cu adevărat noi. Avem în sfârșit niște alpha in-game footage din Starfield. In-game? A fost in-game? Da, a fost doar in-game, un teaser. A fost in-game, totul ăla. A, nu a fost leaked footage-ul ăla? Sau l-am văzut pe la leaked, înseamnă. Și n-am văzut posibil, oficialul. Da. Ia să văd ce e oficialul. Repere tot, mă uit prin el. Nu, e ăsta.
Ăsta e. Ok. Ăsta e in-game, by the way. Am văzut doar teaserul. Ok. Păi da, teaser trailer. E in-game, by the way. Ah, ok, ok, da, ok. Da, da, asta e. Îți spun la început, Alpha in-game footage, Creation Engine 2. Da, în sfârșit Creation da, Engine 9. Da, în sfârșit, they updated. Dar da. Ce să zic, nu știu nimic despre joc din trailerul ăsta. E doar ceva multisetter. Dar aia zic că nu-i gameplay, e in-game, în in-engine. Da, e in-engine, dar e cutscene. Dar nu e, e un cutscene. Dar nu este, da, nu este gameplay, aia vreau să zic. E cu nave spațială, I guess, it's called Starfield, e la Bethesda, deci așteptați-vă să fie reparat de fani. Permitem să fac o mică legătură aici, foarte scurtă, da? Redfall. Redfall e un nume pe care îl auzeam în legătură cu Bethesda de foarte mult timp, da. Și lumea tot zicea că nu are cum să fie altceva decât Elder Scrolls 6 și că Elder Scrolls 6 va fi în High Rock ca Daggerfall și se va numi Redfall, că ești cu un Redguard probabil, și sunt like milioane de thread-uri pe Reddit despre cum Redfall nu are cum să fie altceva decât Elder Scrolls 6. Nu, este noul joc de la Arkane și este efectiv Left 4 Dead, dar în care vânezi vampiri, de la Arkane. Trailerul lui Redfall este doar CG, nici măcar in-game. E CG. Gameplay absolut nimic, da. E pre-renderizat, da. Nu-i in-engine. Vreau să spun că trailerul ăsta m-a făcut să vreau ceva serial cu personajele. Da, da, personajele sunt foarte interesante, dar dacă o să fie la fel cu... Nu, nu, da. Jocul nu mă interesează deloc jocul. Sună a ceva ce n-aș juca. Dacă o să fie conturate, că și ale din Left 4 Dead sunt interesante, dar sunt conturate doar prin barks. Pe asta zic, nu mă interesează. Jocul ăsta, nu o să joc niciodată jocul ăsta, sună a ceva ce n-aș vrea să joc, n-am prieteni, nici dacă aș avea n-aș juca, că nu mă distrez la chestiile astea. Ideea e că trailerul în sine m-a făcut să vreau, îmi plac la nebunie cum sunt designuiți vampirii. Da. Sunt interesanți, o combinație de aia între niște Nosferatu și niște cheesy B-movie vampires. E o vampiriță cu fusta în vânt și zboară și... Am văzut, și am remarcat-o. Sunt foarte interesanți. Arată unic, dar nu mă interesează jocul. Na, ideea e că apare asta. Dacă tot nu putem primi clona de Dishonored care trebuia să fie Bloodlines 2, primul joc de la Arkane cu vampiri în vremuri moderne. Da, dar ce să zic? Mișto trailerul. Da. Ideea e în felul următor. S-a confirmat definitiv că Redfall nu este Elder Scrolls 6. Nici nu știam de, shut the fuck up. Nici nu știam de teoria asta. Acum aflu. Dar Edgar, my man, crezi că fanii se lasă așa? Au văzut o zgârietură pe bordul navei din Starfield care arată oarecum ca Hammerfell-ul plus The Ilac Bay. Am citit asta și mi se pare tâmpită. You guys need... Adică, știi ce? Chit că e adevărată chestia asta. You need fucking Jesus. You guys need Jesus. Chit că e adevărată. Nu-i sănătos ce ați făcut, by the way. Nu, deloc. Deloc. Dacă apare Elder Scrolls și exact și efectiv zice un personaj, zice împăratul Tamrielului în deschiderea jocului, by the way, ați avut dreptate, nu. Chiar zgârietura aia de pe nava spațială era harta, tot nu e ok. Nu e deloc ok tot ce nu faceți. E normal. În schimb, vreau să recunosc că eu, uitându-mă la CG trailerul de Starfield, chiar mă gândeam dacă vor să unească universurile și aterizez pe... Da, dar e probabil o chestie de aia foarte loose, știi, în care, așa cum Warhammer și Warhammer Fantasy îs, da, îs același univers, dar afară de zei haosului n-au niciun fel de... Teoretic legătură. Sunt despărțiți de timp, ceea ce n-ar avea fucking sense, pentru că da. Warhammer Fantasy are tot zei. Asta e, tu vrei ca Skyrim-ul să fie în același timp, da, cu Starfield? Da, da, da. Okay, să intri acolo din greșeală și să calci pe un Dragonborn. Oops. Și like, oh, shit. Sau măcar ca easter egg, știi, așa pe aceea, dacă apagă, mă rog, whatever, presupunând că nu o să fie absolut fucking broken la lansare. Big if. Am văzut Contraband de la Avalanche și... Todd Howard a zis. Da. It's kind of like Skyrim in terms of the structure of the game, where you're going to be, who you want to be, and there's different factions that you can join and really carve your path. It's trebuie quite destul de mare ca să zici, da, basically facem iară Skyrim. Iar eu apreciez, că înseamnă că știu ce... Apreciez sinceritatea. Iau. Nu e sinceritatea de aia spusă pentru râsete, cum au făcut-o în alte trailere. E doar pur și simplu spune că, da, man, așa e jocul, noi facem jocul ăsta. Asta știm. Da. Și, you know, mai știe cineva... Și știi ceva? Veniți like a bunch of fucking sluts de fiecare dată. I mean, it's a good slob. You're gagging for it's it. It's good. Da, mă, da. It's e consumabil. Nu-i bun. Mă, nu-i bun. Pierzi zile în el. Fuck it. Da. It's comfort games. That's comfort games. It is a comfort game. Toate astea sunt comfort games. În punctul în care, nu știu dacă tu știi, dar Bethesda, sub Todd Howard, când era un mic developer, au făcut două jocuri Terminator. Știi ce sunt? Sunt Elder Scrolls Streets Terminator. Nu, stai, ce? Da. Cum?
Cum? Da. Cum s-a scos? Ai open, există un open world cu quest-uri RPG cu Terminator? Există un nivel? În 3D environments, înainte de Morrowind. Man, nu te cred. Caută, Terminator Bethesda. Nu vine să cred că nu știai chestia asta. Man. Du-te în pula mea. E de el lăscos ăsta... cu Terminator. Bă, tu te... Cu iteme, cu pickups, cu tot. It's kind of janky, dar e jucabil cap coadă. Sunt două chiar. Dude. Yeah, I know. Asta e like Deus Ex. Nu, e efectiv, dar nu, de nu știu să fac alt joc. Asta fac cu tot ce pică în mâna lor. Cum pula mea de nu știam asta? Aici... Și în al doilea rând, wow. E impresionant tehnic, mai ales pentru anul în care a ieșit. Deci aia care se bucurau de Morrowind, că e primul 3D de ăsta așa, na man, au făcut Terminator înainte. Încă a apărut Quake. Quake a apărut în 97. Ăsta e 95. Da, păi deci, și, da, și tehnic și Descent to Under Mountain înainte de Quake. Quake ar fi primul 3D shooter. De ce are reputație de primul joc 3D, full 3D? Că e impresionant cât de mult arătau în 3D. E spațiu pe ecran mare. Celălalt avea un spațiu foarte limitat pentru că era foarte greu de procesat în perioada aia. Quake, în schimb, a putut să streamuie texturi, poligoane în timp rapid pe calculatoare de DOS, basically. Daggerfall e 96 și nu e full 3D. Da. Era foarte scump să faci un joc full 3D. Plus că nu prea fi licențiat. Și nu prea juca nimeni dacă era full 3D. So there you go. Ok, bun. Da. Am văzut ceva astăzi. Avalanche face Contraband, da. Care este un open world co-op, whatever the fuck that means. Este singurul detaliu pe care știm despre el. Atât. Ceva treasure hunting, America de Sud, anii 70. Trebuie să aflăm mai multe. Mai mult de atât, da. Pot să zic. În schimb, ceea ce vreau să zic este, sunt două jocuri la conferința asta care mi-au prins atenția. Sunt probabil singurele trailere care mi-au plăcut cu adevărat. Bine, sunt mai multe, dar zic că am vrut să exagerez, Paul. Stalker 2. Unul din jocurile cu ruși. Care nu numai că e jocul cu ruși, au avut curajul să facă fully voiced in Russian. Am văzut și am apreciat. Este full rusă, nu e engleză cu accent rusesc. Nu, e rusă. Și, Stalker, da. Știam că se numește Heart of Chernobyl sau acum s-au aflat subtitlul? Cred că știam, nu-mi sună nou de tot. Cred că recent, în ultima perioadă, dar știam că e Heart of Chernobyl. Că au început să mai arate gameplay footage. Ok. Dar, da, mi-a plăcut trailerul. Arată bine, e stalker. Are exact singurele locuri unde s-a făcut progres în ultimii 5 ani, e la particule, la lumină, practic tot ce se face atmosferă. Da. Și dacă într-un joc. Adaugi atmosferă la un joc care deja avea atmosferă. Deja. Exact. Și arată bine și astăzi. Stalkerul nu încă arată bine. Deci lumina, ceața, fulgerele de pe stâlpii ăia electrici. Dă-mi-l direct la bază, te rog frumos. Da, injectează. Davai Stalker in penis. Davai Stalker in pusa. Și mai e celălalt care este... Ah, fuck, am un lapsus acum. Păi avem Atom Heart. Așa, Atom Heart. Care nu numai că e și ăla în rusă. Da, mai sunt două. Deci e Atom Heart și mai e încă unul. Atom Heart e ăla mai nebun un pic. Două secunde, da. Și zi. Nu numai care curajul să fie și ăsta fully voiced in Russian, dar trailerul, are o melodie absolut superbă. Vai, deci muzica aia, melodia aia în rusă. Disco rusesc. Mua! Nu știu dacă e nou ăsta, e veche. M-a us pe suflet. Și are chestia de retrofuturism, foarte mișto, cu roboți, cu design-uri ciudate și... Îmi aduce foarte multă. Da. Mi-am ce foarte mult aminte de revistă SF sovietice în design. Da, futurism. Da. Futurism rusesc aici. Da, da. Ah, ce bine arată. Sper să fie și deci, bun jocul. Nefiind Bartai Studio, Bartai Ubisoft, compania Viol și din astea, ne-au arătat și frânturi de gameplay. Sunt secvențe foarte scurte, un montaj, da. Dar montaj cu ceea ce pare a fi momente de gameplay. Și pare a fi foarte cinematic, cu foarte multe set pieces și... Menuți sunt aici pentru el. I'm one, absolut. O învăț rusă până apare. Deci melodia aia mi-a bubuit creierii când trailerul e foarte, foarte bine făcut. Da, e un trailer bun. Ah, no, man, cam atâta mai am eu de zis. Mai am un singur lucru de menționat. Age of Empires 4, mai mult gameplay. E tot medieval, are trailerul arată pe o dată pe Jean d'Arc și Genghis Khan, care sunt efectiv campanii de Age of Empires 2. Nu știu de ce vor să stea în același setting, I don't know, whatever. Pare mișto Age of Empires 4, pare să aibă mecanici unice, pare să beneficieze de actual design la civilizații în care să se joace absolut diferit, nu cam Age of Mythology, nu ca Age of Empires 2, în care sunt diferențe de tehnologie la fiecare. Apreciez chestia asta, abia aștept să-mi iau iurta portabilă cu mongolii și să mă mut de la resource space la resource space. Fine, da. Mă bucur pentru tine. Și eu mă bucur pentru mine.
Mai ai ceva de la Xbox? Nu știu, nu, care așa, unde au fost anunțate. Deci, băi, hai că mai trecem. Bun. Hai să vedem restul și după mai trecem peste ce mai am eu pe aici, că atunci, nu știu exact care unde au fost anunțate. Atunci trecem la Square Enix. Square? Ah, no, man, e Square Enix, man, nu știu, toate sunt la fel. Pare că lansează același jocuri în fiecare an. Avem un spin-off de Final Fantasy, care se numește Strangers of Paradise Final Fantasy Origin. Am auzit Origin. Că te bat cu haosul în el. Da, am auzit că haosul o să-și o ia pe coajă. Zice haos de o grămadă de ori. Două secunde, can I get the actual quote? Că sunt la un moment dat sună atât de tâmpit, era I'm coming for you, chaos, ceva de genul. Please don't come for me. Și era, oh, it's, your time is up, chaos. Ca și când ar fi un personaj pe care da, îl cheamă Haos. Da, exact. Oh, urăște Haos-ul atât de tare. Și sincer, e Final Fantasy, probabil că e un personaj pe care îl cheamă Haos. Da. Anyway, the final... Frate cu Dumnezeu. Exact. Și după aia, la final, dă naștere lui Isus, dar de fapt e un monstru și trebuie exact, să-l omori. Exact. Da. The Orphan of Course din Bloodborne. Yep. Dar ce-am văzut este că, da, într-adevăr, numele e corect. Final Fantasy Origin e prequel la Final Fantasy 1. Personajele sunt din Final Fantasy 1. Iată, te băteai cu Haosul în Final Fantasy 1, parcă. Trebuie cu Haosul în toate. Așa, faza... Deci, fii atent. Deci și asta. Ce interesant la asta e că o să fie făcut de Team Ninja. Da, e un Devil May Cry. Da, exact. Hype. Vă rog, în chat. Da, e Spectacle Fighter, nu-i turn-based, da, nu-i, da, e Spectacle. N-o să fie, deci... n-o să aibă 70 de ore și... E, n-ai știi, n-ai cum să știi. Nu n-ai cred, cum... dar ca să aflăm exact dacă e prequel la Final Fantasy 1, trebuie să jucăm toată seria Final Fantasy, nu? Și vom putea acum, să facem asta pe PC în curând. Persoanele cu numele Paul în chat, spuneți cum veți juca voi sunt. Toate acelea. Paul, you fool, nu trebuie să joci nimic, ăsta e primul. Da, întâi joci Origins și după aceea mergi la ăla pixelat pentru Game Boy. Da, cum ai spus, o să vină toate jocurile, practic saga pixelată, da. Înainte de 3D, că Final Fantasy 7 a fost, cred că, primul 3D. Da, și saga pixelată apare în sfârșit pe PC, oficial, că deja puteai să-l joci. Da. Unele nu erau localizate, știu că Final Fantasy 6 în japoneză era 3-ul, de fapt, părut în fine, fapt, da. Bună, de obicei. Da, primele 6 oficial jucabile pe PC în curând. Da. Nu numai că sunt... Și remasterizate. Da, nu știu în ce măsură, sunt remasterizate. Ziceau că vor să conserve stilul... Sure. Stilul grafic. Sure. Deci, probabil că poate fac ceva ca Octopath Traveler. Poate... Tot pixel art, RPG Maker. Iau RPG Maker mai nou și le fac. Poate lipesc un filtru de ăla de căcat. Cum așa a fost, mi se pare că Chrono Trigger sau Chrono Cross, unul din ăla, a ieșit remastered pe PC și a dat un filtru de la tâmpit. Oribil. Hai, Paul, elefantul din cameră de la Square Enix. Ce? Care era elefantul Guardians of the Galaxy. Deci, vezi de aceea că nu ne-am organizat. Guardians of the Galaxy. Când am văzut Guardians of the Galaxy, am zis, fucking hell, iară. I know. Iară faceți din astea. Exact. DLC pentru Avengers, Marvel's Avengers. Dar aparent nu. Am părere despre chestia asta și cum o să fie. Spune părerile tale. Ce e single player, ok? Absolut, da. Single player, cap coadă. Fără elemente live service, fără elemente online, fără loot boxes, fără cosmetice, fără... Iar eu zic că nu va fi lipsit de DLC-uri, though. Probabil că o să aibă DLC-uri cosmetice foarte multe. Presupunând. Microtransacții. Presupunând, and that's a big if, o să fie profitabil. După standardele Square Enix, nu așa după orice standarde. Da. Oh my god, o să moară ca și the Fallen Order sau The Last Jedi, cum se numea? The Fallen Order. Jedi Fallen Order, da. De ăla e EA. Da, da. Adică era big, single player game, având da, tot ok. Dar avea cosmetice. Avea, da, cosmetice? Avea multe cosmetice. Ah, okay, cool. Da. Okay. Avea cosmetice și microtransacții. Ah, de... nu știam că avea. Da, da, roboței și chestii. Yep. Nu e. În jocul tău single player, Edgar. Nu e. Nu vrei să arate cum vrei tu? Da, vreau să fie în jocul pentru care am dat banii, jocul single player. Nu vrei să dai bani și poate să mai dai bani ca să arate roboțelul cum vrei tu în jocul pe care ai dat bani? Apare Black Panther în Avengers, I don't give a shit. Ah, nu, nici aia nu e ce mai arată. Da, ăsta, Guardians arată interesant. Guardians arată action-packed, multe set-pieces, da. Îl controlez pe... Joci cu Star-Lord. Basically, și sunt the comic book Guardians of the Galaxy, e foarte clară treaba. Cred că nu am avut deloc un Whiplash nasol, în care, ca ala când din Avengers, în care l-am văzut pe Discount Iron Man și Discount Thor. Da, și zici, nu, ăsta... Da, pentru că acolo i-au făcut să arate vag ca aia din film, da. Aici nu, aici arată complet personajele proprii. Da, și mă rog, whatever, vedem când apare, dacă
să fie single player cu adevărat. Sure, why not? Arată bine. E un spectacle fighter cu mai mulți oameni și te bați și chestii și povești. Pare să aibă umorul ăla blanao. Da, arată că face sex cu o caracatiță. I'm down for that. Whom Among Us, exact. Among Us. Ăsta o să apară anul ăsta, în octombrie. Da, da. Nu apare anul ăsta, nu apare în anul jocului. Fuck me. Try to keep up, listeners. Life is Strange, no. Da. În primul rând, un remaster. Da. Life is Strange Remastered, unul la mână. Da. Și un Life is Strange și True Colors. Da, care este în principiu sezonul 3. Ok. Mă bucur. Trebuie să-i joc Life is Strange. Păi, primul mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut. Are momente foarte mișto de impact emoțional. Bun. Adolescenții scriși ca și cum ar fi fost scriși de adulți de 40 de ani. Da. Mă, dacă erau scriși de adolescenții, era pe Wattpad, deci nu cred că vrei. Exact, da. Academia White Moon. Da. Acum doar de Square Enix. Da, Life is Strange... N-am jucat nici Before the Storm, nici sezonul 2, dar acum că vine remaster, o să joc remasterul, man, nu-ți dai tu seama. Dar da, ăsta ai o putere specială de empatie și vezi cumva în mintea oamenilor, un fel de telepatie foarte limitată. Și am puterea asta, Paul. Da. Spune, don't be a dick. Da, ăsta apare pe 10 septembrie. Și adevărată știe ce mai și remaster... cea mai importantă. Stai, remasterul când apare? Remasterul Life pe. Is Strange. Nu mai ce dată, de ce nu mai zis? 30 septembrie, da. Remastered Collection-ul și True Colors. Okay. Pe 10. 10 septembrie, da. Deci în aceeași lună toate. Bun. Și adevărata știre importantă pe care toți o așteptam, Nier pe mobile. Ok, let's move on. Da, Nier, the Nier franchise is coming to mobile. Se numește Nier Reincarnation și I don't care. Ah, ok, the Nier franchise. Deci al jocuri în... Ok. Dar eram curios. De ce? Ah, dar tu joci pe mobile. Ok, gata. Gata. Nu, e ceva pentru mobile. Vedem. Ok, ok, ok. Și asta a fost Square Enix. Și acum avem firma Viol. Compania Viol. Avem oare? Nu. Că am vorbit despre Far Cry 6. Mai avem ce vorbim despre de la violatorii de la Ubisoft? Nimic nu mai avem de spus de la violatorii de la Ubisoft. Ceva de Watch Dogs și ceva de Steep și ceva de Skull... Arăta măcar Skull and Bones. Au anunțat Skull and Bones acum 5 ani, în puii mei. Da. Și da. Între timp au ieșit Sea of Thieves. Nu știu încă nimic cu Skull and Bones. Au dat seriale for some fucking reason la Ubisoft Forward. Vai, stai, ori zis că fac un joc Avatar. Ah, da, au zis că scot un joc Avatar, da. Nu mă interesează de nimic. Jocul, ecranizarea filmului pe care nu-l voia nimeni și continuările filmului pe care nu le... Băi, mă crezi că Avatar pentru mine e white noise în punctul ăsta în pop culture? Da, nu au niciun fel de impact cultural. Nu. Zero. Cel mai scump, printre cele mai scumpe filme făcute vreodată și nu au avut niciun fel de impact cultural. Ah, bă, au avut impact cultural. Au distrus experiența mersului la cinematograf. Da. Că trebuie să ții ochelari 3D. Și i-a făcut pe oameni să-și imagineze cum e să facă sex cu femeie de 5 metri, care, sweeties, wait in line. Ca gameri, ne-a ajutat foarte mult când a apărut primul trailer de Resident Evil 8. Ne-a pregătit. Unde stăm? Pentru asta. Unde stăm noi, dragi normies? Deja avem chestii mai ciudate de atâta. A blue woman, mă las ce vanila. Vă trimitem un folder, menuți. Da. O, doar, e doar înaltă? Pșe! Da, deci, whatever. E Avatar. Dar cât de mare are... Așa, scot un joc Avatar, da. Atâta știu. Nu să speculez. Și seriale, habar, ce seriale? Deci am văzut Season 2 Mythic Quest. De ce e ăsta la Ubisoft? La Ubisoft? Da. What the fuck? Are legătură cu ei? Nu. Ok, da. Whatever. L-au dat la Ubisoft, whatever. Bine că mi-am aminte să mă uit și eu la Mythic Quest, că știam că e mișto și vreau să văd, dar whatever. Am terminat, gata. Să încerce să nu mai violeze oameni. Da, ar fi bine. Foarte frumos să adreseze problemele într-un mod semnificativ și să nu se mai prefacă Yves Guillemot că, de fapt, el se lega la șiretul și mânca o înghețată în timp ce oamenii se violau. Ok, Edgar, am vești proaste. Oh, nu, mă țin de bine, gata, zic. Mai am taburi deschise. Te rog, lovește-mă. Hai să vedem întâi de la E3 ce mai rămas. Așa, sequel la A Plague Tale Innocence. Da, am uitat. A apărut un trailer, da? Plague Tale Requiem. Mm-hmm. La fel, ca primul. Experiență narrativă, third person, foarte cinematică. Fugi de ciumă, nu? Fugi de ciumă, exact. Da, în principiu. Babylon's Fall de la Platinum Games. L-am deschis să mă uit, like, mamă, ce mișto arată. Ești în turnul Babel, dar interpretare modernă anime a turnului Babel. Și like, wow, e Spectacle Fighter și cine sunt oamenii de lângă tine? Exact. Four player, co-op, Spectacle Fighter. Știi ce? Și mi-am amintit din instantaneu designurile armurilor și tot de jocul ăla Godfall pe care nu l-a jucat
jucat nimeni, nu mințiți. Nu a jucat nimeni atât de tare încât îl lansează pentru PS4 acum. Da, da, a fost launch title pentru PS5, nu l-a jucat nimeni. Nu l-a jucat, Paul, dar nu. Nu, you're being too harsh on Godfall. Nu a jucat nimeni pentru că nimeni nu are PS5-ul. Ești pe PC. A, ești pe PC, ok, nu jucat nimeni, îmi pare rău. Asta e. Nu fac eu regulile. Anyway, e nejucat. Da. Babylon's Fall, same, sure, whatever. Back for Blood este efectiv Left 4 Dead, este al doilea Left 4 Dead și al treilea Left 4 Dead Back for... este unul... Mm-hmm. Zi Back de Back for Blood. Back for Blood e făcut de creatorii Left 4 Dead, că da, e făcut de Turtle Rock, care sunt plecați de la Valve, efectiv developeri de la Left 4 Dead. Au mai făcut Evolve înainte, care era un joc cu concept foarte interesant, foarte prost managed și o eșuat. Sper să le meargă. Nu neapărat că mă interesează, că am avut perioada mea de Left 4 Dead, am jucat foarte mult, nu mă interesează mult special să joc pe ăsta, dar... Are un potențial. Nu zic că arată, da, nu zic că arată interesant, arată exact ca Left 4 Dead, arată ca aceiași zombies este. Aș putea spune că dacă joci Back 4 Blood nu mai trebuie să joci Left 4 Dead. Sure. Băi, nu e chiar așa, Paul, hai să zic de ce. Este același arhetip. Nu, pentru că jocul ăsta are niște chestii în plus, ceea ce îi oferă un potențial imens de fuck-up la lansare. Are deck building. Ai zis deck building. Deck building. Da, deck building e așa, să-ți dai bonusuri și chestii la început. Da. E un element de customizare cu care simt că nu are chef lumea să-și bată capul. Ești cu randos pe net, stai într-un lobby și lumea își alege cărțile și oamenii pleacă și își bagă pula și mai vor să punească. De asta să fie drop-in, drop-out, să te bage rapid ca la Overwatch, este, să rulezi este match-uri. Foarte posibil să fie ca la Paladins, unde îți faci tu deck-ul în meniu și după aia când joci doar alegi deck-ul. Dar fiind co-op, e posibil să conteze ce roale să alții. Ei au jurat că nu o să fie monetizat drop-ul de cărți. Nu neapărat, nu mă îngrijoram neapărat de chestia. Eu da, că o văd ca pe un red flag prima oară când zice și o să aibă deck building și online și ok, monetizare. Nu, au zis ei că nu, whatever. Are potențial. Okay. Abia aștept să vedem ce se întâmplă cu el. Nu că o să mă joc, că nu, I don't care. Mai era unul, tot așa, co-op, 4-player, te bați cu chestii. Era pe o stație spațială, dar am închis tabă, mă știu cum se numea. Îmi pare rău, asta e. Ok, cu stație spațială. Divided. Căutați stație spațială co-op. Așa, da. Nu a fost anunțat la E3, a fost un pic înainte, dar Edgar, a fost anunțat Battlefield 2042, Edgar, n-avem gameplay sau ceva. E online. E online, e doar online, n-are single player, nu a avut single player niciodată, să fim serioși. Tot chat-ul, în momentul în care a fost anunțat, a simțit nevoia să-mi zică că e numai are campanie single player sau că e doar online și eram niciodată like... nu a avut. Când ați văzut voi Battlefield sau Battlefront care să fie altceva decât online? Hai, bine, nu, ok, stai că sunt răi. Ai în Battlefield 1 și Battlefield 5 erau The War Stories, aveai în Hardline. Sunt o persoană care l-a jucat. Eu sunt una persoană care ar juca doar alea. Dar ideea e că tradițional, Battlefield-urile nu prea aveau campanii. La un moment dat au început să bage. Da. Battlefront 1 nu avea, Battlefront 2 au avut, dar am înțeles că nu era cine știe ce. Dar ideea e că era. Faptul că nu are single player nu mi se pare o chestie nemai văzută și nemai auzită. Ăsta a fost la început și ulterior pe parcurs a venit campaniile micuțe, nu erau cine știe ce, by the way, erau câteva ore. Single player-ul, nu single player-ul, vreau să prostii. Povestea, setting-ul este în urmarea unei catastrofe globale cauzate de încălzirea mediului înconjurător. Nu, greșești, e unrelated. Sunt războaiele cauzate de... E unrelated. De problemele societale aduse de... Anyway, presați fiind de chestia asta, spus nu. Nu este un statement politic jocul acesta. Este doar un element de gameplay și de world building. Păi tu dai seama, oamenii ăștia se uită la mediul înconjurător, la lumea în care trăim și cine știe, poate că o să facă un minigame în ceva de genul foarte arcade și comic cu oameni bobbleheads care se feresc de bombe date de un, nu știu, Iron Dome, să zicem. Da, nu, las. Nu mai am chef să discut subiectul. L-am discutat așa multe ori. E clar că e doar o strategie de marketing, că nu vor să supere pe nimeni care, dintre oamenii care sunt supărați când jocurile sunt politice. Da. Într-o zi o să iau thread-ul lui Aaron Signal de pe Twitter în care a început să catalogheze absolut. O zis că I'm gonna start a thread, you might want to mute it, că o să tot adaug în el. Și a început să pună link-uri în el. Și era like, de câte ori companiile au spus jocul nostru nu este politic. Și era like, oh honey, we're gonna be here a while dacă vrei să le iei pe toate. Și doar în ultimii câțiva ani au o grămadă de link-uri. A zis clar că e politic. S-au schimbat vremurile de atunci. Death Trap.
trash. Ok, nu m-am amenința așa on air, Paul. Death, trash. I know I'm trash. Două tipuri de metal. e un joc izometric, e foarte moody, da. Desenat, e pixel art, dar foarte, foarte interesant vizual, foarte atmosferic, foarte, foarte cumva. Șmec. Pare să fie efectiv un Fallout, dar cu mult Cronenberg în da? El. Uite, iară. Arată ca un twin stick la prima vedere, dar aparent are și dialoguri și quest-uri și descris ca un RPG old school. Da, sure, more. Open-ended și așa, da. Arată bine, ești interesat de el, intră în Early Access pe 5 august, deci mai avem de așteptat până o să fie gata. Da. Designurile creaturilor și roboților și nivelurilor sunt foarte interesante în el, din ce ne putem da seama deocamdată. Forza Horizon 5, ok. I mean, it's a good game, dar e Forza. Da, știu, da. Da. Racing game. Halo Infinite, la fel, s-a anunțat data de lansare, ca aia ce ne lipsea. Apare anul ăsta, la finalul anului a fost amânat, când lumea a fost dezamăgită de review-ul inițial și am văzut multiplayer-ul, este Halo. Nu s-a plâns că arăta urât un model și l-au amânat. Da, whatever, că, vai, uite cum arată modelul în Halo Infinite și cum arată Joel în The Last of Us 2. Dude. Nu compara un joc narrativ în care contează personajele cu cum arată unul din personajele din jocul spațial cu cavaleri spațiali, cu power armors, într-una din puținele scene în care își dă jos casca. Normal că nu s-au investit timp de development să-i rendeze fiecare fir din barbă individual ca la Joel. Normal în pula mea. Normal că un joc railroad, deci foarte îngust cum e The Last of Us 2, ai care-ți coridoare, efectiv, doar coridoare pe care te plingi. Da, ai zone mai deschise, dar în principiu nu se compară cu un joc open world și nivelul de fidelitate. Experiență foarte apropiată cu shooty. Știi care pare cea mai mișto la trailer-ul? Am văzut gameplay de multiplayer. Și nu puteam decât să remarc că jocul ăsta arată la fel ca Halo the Remastered, ca nivel de calitate grafică. Which is fine. Sper să continue povestea. Da. I'm invested now. Gata. Da, you're a Halo guy acum, Halo bro. Yes. Lumea care e fană Halo oricum o să-l joace. Nu cred că, dar nu cred că era miza vibe. Trebuie să penetrăm piața de stop pushing graphics de noi. Fidelity. Stop pushing da, it. Mă, deci, efectiv, m-am jucat Saints Row 4. Da? Joc din 2013, are 8 ani de zile. În afară de faptul că acum avem lighting și efecte și particule da. Mai evoluate, în materie de geometrie și de... Nu au evoluat așa de mult. Ok, ai subsurface scattering, arată pielea și nivelul de texturi un pic mai realist, așa. Nu, dar nu e nimic ca mind-blowing. Faci mult mai multe într-un joc, open world mai ales, în care nu te uiți tot timpul la personaj, cu lighting și cu particule și cu din asta decât cu... Îl faci și mai accesibil și probabil da, că... Poate să joci mai multă eliberezi lume. Și mai mulți developeri de la chestii de graphical fidelity pentru gameplay și pentru alte chestii. Nu se sinucide nimeni încercând să randeze fiecare păr, fie de păr individual pe față. Da. Edgar, nu vrei să vorbim despre trailerul de la The Outer Worlds 2? Cred că e la... The joke trailer. Da, the joke trailer. Nu, pentru că mă moftică foarte mult că nu face decât să zică ceea ce este cu adevărat. It's no satire. I mean, e satire în sensul că... N-ar fi haios să spunem exact ce facem aici și ce fac mulți alți oameni. Da. În sensul ăla, m-a răcrit un pic. E haios. Da, the literal version. Da, e genul ăla de... O să glumesc că asta este glumă. Da, în principiu doar... În principiu a fost un teaser. E un teaser. Adică alții ți-ar fi arătat un logo și wow. Basically... Outer Worlds 2. N-avem nicio informație despre Outer Worlds 2. Nu, atât. O să apară, da. Atât știm. Trebuie să joc Outer Worlds? Nu, sure. Uite-l, mă, l-am găsit. Ce? Se numește Pioneer. Pioneer? Nu, Pioneer. Pioneer? E ăla alt joc SF shooter sovietic rusesc. Nu știam de el. Nu știu exact unde a fost, la ce show a fost arătat. Ești în Uniunea Sovietică, e first person shooter, e survival shooter, te bați cu creaturi ciudate și cu tanti care plutește și are ochi strălucinți. Nu, ăla e Hrot, the boomer shooter Hrot. Da. Și are cică single player, dar are și co-op și are și open multiplayer, trebuie văzut exact cum o să fie structurat. Ideea este că ai toată estetica de joc sovietic cu Pripiați, adică Pripiați, ai The Ferris Wheel și clădirile sovietice abandonate. Și la fel, jocul first person shooter rusesc. I mean, Left 4 Dead-uri și jocuri first person shooter rusești. Poți să am Pripiați sau poți să am The Actual Fucking Thing în Stalker 2. Exact. Psychonauts 2 avem doar data de trailer nou și am data de lansare. Doamne, data de lansare este 25 pare august. Pare să fie tot ce vreau să fie. Abia aștept să-l joc, nici să punem problema. It's like, yeah.
Rainbow Six Quarantine s-a redenumit în Rainbow Six Extraction. Oare de ce? Nu vom ști niciodată. Ci că, avea numele ăsta înainte, l-au schimbat în timpul pandemiei, whatever. Este aici un joc pixel art foarte, foarte high fidelity, foarte detaliat și foarte atmosferic. Se numește Replaced, este cyberpunk, îmi pare rău, Edgar. Ok, sure. Premisa este că ai fost downloadat în corpul altcuiva și trebuie să mergi să vezi care este faza. Pare să fie, nu se știe dacă e exact un trailer, un platformer sau un RPG, adică am aceeași dilemă ca la Dex. Oare ce gen de joc o să fie și dacă o să știe. Are combat, arată fine, camera face chestii interesante, e 2.5D. Da. Și arată acum super, l-am văzut, arată anunțat la Xbox. La Xbox da. A fost ăsta, în 2022 apare, deci it's gonna be pretty strong Xbox-ul, as far as AAA goes. Pretty strong. Mm-hmm. A mai fost anunțat Salt and Sacrifice, un sequel pentru Salt and Sanctuary. Vreau să zic, dar părea doar nume similar, dar da, good, Salt and Sanctuary. Nu, este sequel, da. E Dark Souls, aici nu mai glumesc, da. E explicit clonă de Dark Souls, dar side-scroller, da. Metroidvania. Trebuie să-l joc. 2D? Da, da. Same. O chestie numită Silt, pe care l-am luat strict pentru că este un joc care ne va da nașpa, Edgar. Este un, ia descriu folosind alte cuvinte, e un joc subacvatic în care îți vezi doar silueta, e ca Limbo din punctul de vedere și din când în când se face întuneric și vezi chestii foarte mari și guri foarte mari care vor să te prindă și putem, Edgar, nu e așa că abia aștept nu? Să-l joci. Putem să nu? Adică nu trebuie să fie lumină tot putem timpul? Putem să nu, dar nu ar fi mai interesant să da? Nu știu. Deci mi-a dat cu nașpa. Atât vreau să spun despre el. Apare și ăsta în 2022. Oh, nu! Ai costum de la de scafandru old-timey. Nu! Mm-hmm. Solar Ash este un platformer 3D făcut de echipa care a făcut Hyper Light Drifter. Arată ca și cum ar fi foarte mișto de traversat lumea. Aș putea să-l compar dacă aș vrea cu Saints Row 4. Că faci tumbe și fugi vertical pe pereți și chestii de genul minunat. Ăsta. Minunat! Arată colorat și suprarealist și interesant. În trailerul ăsta te bați pe spinarea unei creaturi foarte mari după care o omori. Și am tot zis că vreau mai multe jocuri ca Shadow of the Colossus în care nivelul este bossul. Ești o creatură mică pe spinarea alteia, but the twist is capitalism. Ești neamțul pe Papa Hagi și după aia îl mănânci. Gar. La cât suntem? Suntem la două ore jumătate. We can do this. Can this dick. 2 Point Campus Simulator. Doamne, 2 Point Hospital. Mi-a plăcut la nebunie. Și da, ești efectiv decanul din Animal House și trebuie să oprești toți studenții din a comite agresiuni sexuale în... Nu vede că e posibil să fie ceva similar. Pentru că este Team Hospital, îl mai știți. Pe vremea când Lionhead făcea jocuri. Nu Lionhead, cum se numeau înainte? Bullfrog, da. Pe vremea când Bullfrog făcea jocuri. Dacă vă mai aduceți aminte, vremea aia magică în care Peter Molyneux nu putea să vorbească minciuni pentru că nu scotea nimeni din beci. Dar, minunat, mi-a plăcut 2 Point Hospital, care este urmașul spiritual al Team Hospital și este goofy, it's funny. Ai jucat vreodată Team Hospital? Da, nu? Da. Okay. Deci știi cum, care e umorul. Așa o să fie și în ăsta, care se numește 2 Point University Campus. Tu îți faci camere de săli de studiu cu tot felul de fucking stupid professions. Abia aștept. Vin oamenii cu cap mare să învețe la facultatea ta, menuți. Și scoți cu capul mic, spune multe despre societate. Ok. Hai. Mai am câteva de la Future Games Show și alte din astea. Ok, we can do this. Minute of Islands. Ok. Este efectiv, arată ca Adventure Time, nu pot să-l descriu altcumva. Este cu o fată într-o lume făcută din bucăți dintr-o altă lume. Fată într-o lume, say no more, știu jocul. Oh, da. Anyway, Minute of Islands. Okay. Arată exact ca un joc, arată ca Adventure Time stilul grafic, pare să fie un point and click adventure sau un side scrolling adventure și I'm all about it pentru că îmi place tot timpul să joc un adventure cu o estetică interesantă. De fapt e Battle Royale side scroller, dar nu știi tu. Da, pot să-mi iau și această muie. Mai este un joc numit Harold Halibut, care aparent nu-i prima oară anunțat, dar am mai fost. Ok. E un, tot așa, un point and click adventure, un mystery solving adventure, stop motion, full stop motion, și ăștia au arătat în trailer cum au făcut jocul. Deci, efectiv, au făcut fiecare environment fizic și
Deci e foarte puțin CGI aici, da? Mai țin minte, Skull Monkeys la fel a fost făcut și I'm all about that style. Da, foarte interesant. E cu extraterestri, cu chestii, poate să fie interesant. Alt adventure se numește Disappearance Conway, Disappearance at Dahlia View, în care joci un tată polițist care are o fică polițist și tatăl polițist este paraplegic în urma unui accident probabil și este un pic de Peeping Tom și spionează vecinii, se uită pe geam cu binocul și am dat vede o crimă și trebuie să rezolve crima cu ajutorul lui fică sa, nemișcându-se de la fereastră lui. Te uiți pe geam, vezi chestii ca sempre în apartamente și pui așa cap la cap indicii. Ce puțin asta pare să zică trailerul că ar fi joc. Merită o privire. Conceptul interesant, execuția văd cum ar fi foarte dificil de... Da, trebuie să vedem când apare. Apare în august, deci apare în curând și asta. Okay. Așa. Ăia care au făcut Her Story, Sam Barlow, cu studioul respectiv și Interrogation Telling Lies scoate încă un joc. Din păcate avem doar titlul. Se numește Immortality, este despre o actriță care e vedetă pe parcursul mai multor decenii, dar nu știm cum o să fie. Poate o să fie probabil chiar FMV și cu footage și tot așa. Trebuie să pui cap la cap niște indici să rezolvi un mister. Nu avem footage din joc absolut deloc. A cam revenit FMV-ul. Da. Da, da, că nu doar ăștia, sunt destul de multe FMV-uri în ultima vreme. Ce mai avem aici? Asta e cu Starfield-ul, piși pe ea. A fost aparent anunțat Axiom Verge 2, care, din câte știu, o să joc în curând primul Axiom Verge, că l-am pe listă scurtă. E un Metroidvania. Da, moca pe Epic mai de mult. A fost moca pe Epic, exact. E un Metroidvania side-scroller care pune foarte mare accent pe explorare, pe o lume foarte deschisă, mai mult decât pe asta. Și în ăsta, aparent, o să te lase să progresezi chiar dacă nu bați boșii. Deci poți să treci, dacă poți să treci pe lângă ei, te lasă. Nu-ți blochează progresul dacă nu poți să mori boșul, dar trebuie nu să... Nu poți să treci pe lângă ei. Da, exact. Skateboard, Edgar. What's that? Ce zici despre Skateboard? Nu știi Skateboard? Păi, efectiv Tony Hawk. E Tony Clark's Pro Skateboard. Ceva în genul, da. I gotcha. Nu, pe bune, este efectiv Tony Hawk. Da, este un joc arcade cu skateboard-uri. Asta a fost arătat la IGN, Summer of Gaming. Oh, nu, minciuni. Summer of George. Ce? Că n-a fost la EA, a fost la Summer of Gaming. Da, sunt interesant, sure. Și, like, efectiv Tony Hawk, doar că ești păsărele. Like the real Hawk. În loc de... The Hawk named Tony. Da, exact. The Hawk named Tony. Și, dar în rest nu, deci nu-i doar un arcade sau așa, e tot, faci half-pipe tricks, ești păsărele care se joacă în tot felul de courses făcute prin apartamente, prin locuri, like, down to size. Sunt sigur că e minunată design-ul totul. E adorabil. It's nice, sounds nice. Te duci pe lanțuri de agrafe de birou din capăt în altoa camerei, chestii genul ăsta. Și mai am doar două jocuri, ambele bazate pe mecanică de time loops. Unul se numește Broken Pieces, este cu o tipă care se trezește într-o lume alternativă. Îs unghiuri fixe de camerată ca Silent Hill, are melodie Silent Hill-ish și aparent e cu... Sau ăsta era cu bucla? Era mai multe cu buclele. Nu era Deathloop? Nu, era altul cu un time loop. Anyway, îi ăsta. Stai, loop. Da, uite ăsta. Elise, following an unexplained paranormal phenomenon, Elise is stuck alone in a time loop that inevitably forces her to relive the same day over and over. Your investigation begins here. Deci ai un joc, third person adventure, kinda ca Siberia, kinda ca Silent Hill și trebuie să... te bați cu moștii, are zic, un combat system inedit, un unique combat system, zice. Ok. Mă gândesc la cum a fost Alan Wake, unic, în sensul că dai cu lanterna și dai cu arma, da, adică, vedem da, exact. Adică, ai arma asta obligatorie ca să-i umori și după aia te să-i da, da. Cât de unic poate să fie? Măcar unic vizual, putem spera. Da. Asta arată, e mai mult pe High Fidelity, dar arată, okay. Arată bine. Și ultimul joc, Mario. Thank God, Super Mario Brothers. Nice. The Forgotten City, e tot un time loop, ești aruncat înapoi în Imperiul Roman și te întâlnești cu un personaj, trailerul e foarte mișto structurat, tot zice, salve! Un dude către tine și tot spune ce mai faci, menuț? Ăsta a fost un mod de Skyrim, aparent. Award-winning Skyrim mod și acum va fi un standalone game și o să apară pe 28 iulie, peste o lună. Sper că n-a fost problematic. Modurile de... Modării scă... Când apare menul ăla cu Hornsome Road, cum îi zicea, ăla cu fetișuri multe? Când apare standalone cu ăla? Abia aștept să apară. Hai să citesc pitch-ul ăsta, că asta mi s-a părut chiar interesant.
helping you to solve the mystery is a time loop which allows you to relive the city's final day, deci ultima Outer Wilds, okay. The city's final day over and over again as you investigate. The city is blighted by a curse, and if a single citizen commits a sin, everyone dies. You'll need to explore, talk to citizens, solve puzzles, and even occasionally engage in combat before you get to the bottom of what happened. Sper că se repetă în aceeași secvență și tot timpul poți să te bazezi ca la minutul ăsta, așa era în Outer Wilds, în minutul ăsta poți să găsesc personajul ăsta în locația. Eu sper doar, că trebuie să oprești pe cineva să dea laba. Like, în fiecare zi că e fucking horny as fuck și dacă îl oprești odată să găsească alt ăla loc. Ăla din Pompei. Da, da. Ăla da. Din Pompei pe care l-a oprins. Și omul nu se oprește după prima dată. Pur și simplu dacă te oprești peste el și faci less horny, his horniness will build efectiv, up. Trebuie să fie efectiv chims, să-i faci bonk, exact, să exact. Fie horny police. Și ajungi ca soluția să fie să-l iei cu lanțul după tine, să nu de la bacă la your fail tot timpul, you fail because of him. The chains of love. Băi, îmi place că Groundhog Day este acum un gen de joc. Sure. Like, nu-i primarul, mai fost Majora's Mask sau care unul din Zelda-uri avea chestia asta. Și filmele au devenit un gen de film Groundhog Day, deci ea, da, există. Majora's Mask nu era ala în care pur și simplu avea time clock, avea death clock? Nu, ăla cred că cu Ocarina of Time. Ăla cu Luna. Nu mai știu. Care vine și mănâncă, nici eu. Vorbesc căcaturi. Știu că se repeta. Se repeta o secvență și trebuia să tot face alegeri până erai pregătit să închei jocul. Doamne ajută. A fost gata? S-a terminat reclam show? Nu. A fost ceva pentru de la 2K, astăzi, Capcom. Pentru astăzi, noi. Săptămâna viitoare iadul începe de la început, ca un fel de buclă. Știi ceva? We will never be free of Coyote's curse. Abia aștept. Haide. Mi se pare suspect. Este. Că sunt așa multe Amogus. Vreau să fac urmă cu Amogus încă una. It's kind of sus, not gonna lie. Amogus? Cred că toată lumea ne poate raporta pentru că o să ne vadă venting acum. Breaking news. Se deschide Chuck E. Cheese în România. E gaming news, ca arcades-uri, de obicei. Serios? Chiar se deschide? Aparent, okay. Da. 2022, Chuck E. Cheese. Ok. You know, that famous franchise that was the basis for Five Nights at Freddy's. Sure. Moving on. Acum și Chuck E. Cheese e vinovată pentru... Nu, doar că it didn't age well. You know, it's not a good concept. Nu-și mai are locul, but sure. Au jocuri arcade și-s ieftin. Dacă au jocuri arcade, nu cred că o să fie ieftin. Era o chestie că nu au vrut, au refuzat categoric ăla, CEO-ul și fondatorul, să crească prețurile la arcades. Au rămas aceeași chestie, nu știu, 25 de cenți, un joc, din anii 80 până azi, au refuzat să crească. Multe francize și-au pierdut the initial owner. Îs convins că o să... Dacă au mâncare bună și am muzică, pizza ok. I don't know. Edgar, 2022, anul jocului și la fel ca jocurile și cu Chuck E. Cheese, vedem când apare. Exact. Păi, când nu facem podcastul de 69 de ore, noi facem stream-uri de obicei, de marți până vineri. I got this. Okay, marți până vineri, săptămâna asta m-ați fi văzut deja marți pe mine, cu Jedi Knight, Dark Force. Ai reușit? Gata, l-am făcut să meargă. Să meargă. A durat ceva, dar l-am făcut să meargă. Ăla de pe Steam, nu ăla de pe GOG. Ok, deci mă gândeam că nu ar trebui să aibă ceva nu special ăla de pe GOG. Nu are nimic de pe GOG special. M-am uitat, am căutat pe... pe... Câteodată au community patches aplicate pe GOG. M-am uitat pe Modern Gaming sau Widescreen Gaming, unde are comparație și spune exact versiunea de GOG identică cu aia de Steam. Nu are nimic altceva. Ok, perfect. Ba chiar, în unele cazuri, la săptămâna core, versiunea de GOG nu garantează că merge pe Windows 10, aia de Steam merge bine mersi pe Windows 10. Deci nu e GOG de ultimate. Oricum, ideea e nu să ruleze, ideea e să-l captureze OBS-ul, care de obicei e de la renderer, de la... Mama, sigur, îl capturez cu Windows Capture, nu cu Desktop Capture, dar merge, merge capturat, da, doesn't matter. Și vom fi avut deja ăla, Kyle Katarn, who's hype? Știu exact cine dar și eu, că-mi place. Și Paul va veni joi cu Rondo of Blood. Băgăm Rondo of Blood și după aia spune viitoare când o să am două seri. Da. Ca la copii, exact. Cu custodie. Când o să am două seri, băgăm. Atunci băgăm, îi dăm, jucăm Symphony of the Night în ambele seri. Nice! O să mă joc și eu pe timpul meu, nu vă aștept. Iar în seara asta
Indeed, what a horrible night to have occurred. Aia e din Castlevania 2? Simon's Quest? Simon's Curse, cred că, nu? Sau Adventure? E Quest? Simon's Adventure. Deci, nu. E ori Quest, ori Adventure. Okay. Nu e Curse. Dracula's Curse. Ia, ok, da. Dar știu că ești blestemat și te faci în sfârcolac. Da, dar și tot... Nu te faci sfârcolac, doar că îți scoate health-ul. Și noaptea tot timpul zice, what a terrible night to have a curse. De parcă ar fi altă noapte mai bună to have a curse. Băi, avea day-night cycle. Da, avea. Într-adevăr avea. Numărai ecranurile prin care mergi. Probabil. Bun. Și avem stream-ul? Sure. Tune in. Da. Sâmbăta apare un episod din long play-urile noastre preînregistrate. Vă veți putea delecta în această sâmbătă cu primul episod din Batman Arkham Asylum. Oh, Joker-ul ăla e atât de nebun. Abia așteptați. Trăim într-o societate în care jucăm Batman Arkham Asylum. Exact, da. Dacă vă interesează, dacă vă surâde toate acestea și mai multe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416, dați acolo un like și un subscribe, am auzit că ajută. Bing, bing! Tot acolo puteți asculta și podcastul acesta, pe care îl mai găsiți și pe SoundCloud, Spotify, iTunes și toate aplicațiile de podcast de pe telefonul celular. Pe Facebook ne găsiți la pagina Joc și Vorbe, unde anunțăm ce e de anunțat, promovăm ceva de promovat și mai postăm din când în când câte o poză ceva. Meme. Toate. De dus. De pentru toată lumea. Ne puteți scrie oriunde ne găsiți și există o rubrică de comentarii sau pe adresa jocșivorbe@gmail.com și, desigur, dacă doriți să ne susțineți financiar, o puteți face prin donații în timpul streamului, link în descriere, ciubucuri pe ko-fi.com/jocșivorbe sau o contribuție lunară pe patreon.com/jocșivorbe și vă mulțumim pentru generozitate. Din toată inima. Hai, Paul. This is how we do it. Tom. Oh, da. This is... Ruby, Ruby, Ruby. And me, Coyote. M-am dus să do whatever the fuck I want, care nu-i podcast. Bye. Eu mă duc să editez podcastul. Ciao.